Bună seara, bine v-am găsit. Se întâmplă, este aici. Salut! În persoană, după 8 ani, după ce ne-am gândit eu împreună cu oameni din echipa lui Dragoș să ne întâlnim, iată-ne! <laughs> Stă alături de Dragoș Pătraru de la Starea Nației. În caz că nu știți, ar fi bine să știți. Am început deja să vorbim, de, a de 5 minute, deja vorbeam de cripto, păcănele și alte cele. Bă, noi că avem cam aceeași părere de toate astea. Da, din păcate, și să ne îmbogățim și noi că oamenii... Bă, unii se îmbogățesc din, din asta, dar păcări că lor pe care i-au convins să bage. Ziceai că ai primit ofertă de astea de la NFT-uri, de la... la, Da, este, este dezastru. Deci... S-a apucat să, Dragoș, să-mi citească un mail și a zis, să live. Uh, deci mi-a trimis un mail, un ăsta pe Insta, un mesaj Aha. și zice bună, mă numesc Alexia, mă rog zice așa, sunt fondatoarea colecției The Siamese Cats. Așa NFT -ul. NFT cu pisicuțe, a, Așa îți scriu pentru că aș vrea să colaborăm dar fiți atenți cum, a râs azi. Îmi doresc să promovezi colecția așa, care cuprinde două proiecte și anume The Odd Panther și NFT Pixel Point. Cum? Printr-un reel sau filmuleț cu tine pus pe story în care să vorbești despre mezcheța Siamese Cats asta. Uh -huh. De ce merită să investești și cât de mult te poți câștiga. Îți las un link să așa nu știu ce. Drept mulțumire Drept mulțumire? Deci nu e pe bani sau <laughs> ce? Așa. Îți vom oferi două NFT-uri. <laughs> pe care le poți alege chiar tu o, de pe pagina noastră. Ei! M-aș bucura dacă ți-ar surâ de idee. Da. Deci asta vreau să zică că nu-ți uh, nu dă nu bani, Alexia, ci -ți dai nu uri nu mulțumesc. Da, da. Cred că nu am suficientă valoare să mi se propună și bani. Uh, nu să știi că no? au mai fost colecții de NFT-uri în care, în care, ca să vezi că e o dublă țeapă, adică că odată îți dai țeapă influencerilor sau vedetelor care să spună vezi asta, știi, adică îi aburești pe ei și pe urmă influencerii și vedetele aburez mai departe. Oamenii uh, Aha, aha. Și au mai fost de astea, proiecte astea NFT, în care la fel, știi, al de, nu știu, Dorian Popa sau de -astea mari, da. primeau și ei NFT-ul și oh, tare! Și alea, bineînțeles, că se duceau, un... nu mai rămâne nimic din ele. Da. Tare! Vreau să le fac o... O incorporare, așa, tot ce înseamnă starea nației, că știu okay. că înseamnă foarte multe și poate le zici tu, așa, overall, ce înseamnă pe lângă show-ul tău în sine. Bă, în primul rând, am făcut chestia asta ca să nu depindem de cineva e toată construcția asta și există o carte a lui Charles Handy, se numește A doua curbă. E o teorie potrivit cărea atunci când business tău e în creștere, mm. deci n-a ajuns încă acolo la pe un pic, platou la... și nici a, nu așa. Că, și nici a început să pice, deci când tu ai resursele necesare, liniștea necesară, oamenii liniștiți și tot să faci câte o curbă. Și noi am făcut multe astfel de curbe, cele mai multe proaste, dar unele și ies, că dacă faci 10 și ți iese una, e Excelent. Dacă stai și te căcăi și nu faci nimic, nu, nu ți iese nimic. Și după ce am stabilizat treaba asta cu emisiunea, am considerat că prima chestie pe care trebuie să o facem e să nu mai depindem de sculele de producție ale altora. Pentru că atunci când mergi la o televiziune, și noi am văzut asta din plin, trebuie să intri în spațiu unor oameni, să dai rec pe sculele unor oameni, să folosești mobilierul de la oamenii respectivi. Zis, bă, de la da, și la ce am zis, oameni care pot închide. Deci, mâine când vii, să zică la poartă, bă, tu nu mai vii, nu mai ești, nu mai e ce să zici. Și atunci am zis, bă, e foarte important să dăm, chiar dacă dăm toți banii pe care îi facem noi, să-i băgăm într-un spațiu, în scule, în absolut tot. Și am făcut asta de mai multe ori, adică ne-am și plimbat cu spațiu de colo-colo, am cumpărat scule pe care le-am plătit în 4-5 ani, există tot felul de firme de astea, create special pentru producătorii de conținut, sunt niște instrumente financiare unde tu plătești cu o dobândă și îți iei sculele, că nu poți să dai banii aia dintr-o Adică noi am băgat în scule și în platou, de exemplu în platou pe care îl avem acum în Otopeni, cu totul așa sunt peste 400.000 de euro. Pare... Și am zis, bă, trebuie să facem asta Dar asta ne-a asigurat acea Independență de care aveam nevoie Adică orice se întâmplă În orice moment și așa am tratat peste tot Că vezi aici felul în care percep Oamenii treaba asta cu un job Ai un job undeva Și cei educați în comunism Unde, na, și eu să zic că sunt jumate-jumate Așa, adică vreo 13 ani În comunism și după aia restul în, în anii 90 și mentalitatea aia veche a României educatea lui Iohannis că și că duce da. oameni pentru trecut mentalitatea e simplă, domne trebuie să ai un job, stai acolo, ieși la pensie de și sigur. asta e, știi? Bineînțeles că noi am zis, bă, da, noi avem un singur job, dar el să fie la starea nației să nu fie la televiziunea XYZ și am făcut chestia asta, ne-a prins extraordinar de bine dacă se întâmplă ceva, doamne ferește avem această opțiune pe care noi am crescut-o în paralel, adică să rămânem pe net, să fii pe toate platformele, să poți să susții acest produs și să-l susțină o comunitate. Foarte important. Pentru că nu mă ascund în ultimii ani care au fost foarte dificili pe piața media, se încasează și la 180 de zile, adică enorm. Și pentru că sunt termenele astea de plată, pentru că agențiile dictează jocul foarte clar, și dacă nu ești dintre cei care primesc bani de la guvern să zici nu știu ce, cum se întâmplă cu, ai la mâna partide, atunci îți trebuie bani de undeva și noi am făcut bani ăștia cu comunitatea. Adică avem abonații plătitori, avem celelalte produse, celelalte curbe. Adică cafea nației, cafeneaua nației, magazinul nostru, starea sănătății, proiectul pe care l-am demarat acum cu starea performanței. Avem starea Planetei, unde în sfârșit, după 2 ani, Alexandra, a reușit să obțină o finanțare pentru văzută. acest produs. Adică. eu uh... o mare fan starea muncii, mi-a plăcut pe mult. Da, starea muncii, un produs care sperăm să revină, pentru că mă rog, au fost și acolo niște probleme incredibile. Nu pot să le spun fără să-i fac rău victoriei, dar este. Este fabulos până unde se poate ajunge cu dorința asta de a dicta conținutul. Mi se pare. Uh, am înțeles incredibil. Ce Și atunci, și, și eu țin mult la acel proiect uh. și sper să-l reluăm. Și am tot făcut curbele astea, știi? Din tot ce aduc aceste curbe, reușim inclusiv să plătim. Adică, dacă n-ar fi fost Cafeneaua Nației și abonații plătitori, noi am fi acum cu salariile la luna iunie. Am înțeles. Știi? Da, asta zic, adică e super multidezvoltat da, da, uh, da. Starea Nației. Vreau să le fac un, un mic rezumat la ce s-a întâmplat cu Starea Nației pe parcursul timpului, pentru că sunt unii oameni aici care, nu vreau să zic majoritate, dar cred că cei mai mulți dintre ei sunt de vârstă copiii tăi, ca să înțelegi când n-au okay. avut de să vadă TVR-ul și Digi-ul da. și așa mai departe. își face o emisiune uh, care se numește Starea Nației de extrem de mulți ani, dacă nu mă înșel, 14-15? Nu, asta e al 10-lea an. Aha, ok. Care a început-o la TVR. Îh, emisiunea a început la RTV. Emisiunea a avut uh, ah, o... A, ah, da când te, ba, da, când te da, înjurai da, cu, da, 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 da. da, când da. te când cu, cu Vadim cu ei și cu era la RTV, da. Da, da. da, da. da. Uh... da. și cu multe nenorocire acolo, că domne, te prezintă scuze, că ai zis de da, la că ai zis de ăla, așa ok, mai bine plec eu și atunci am, am, am plecat la la TVR. În mod foarte ciudat la RTV, de pildă pe vremurile alea. Pe vremea când de TV să ne înțelegem, pe vremea când de nu era ce e acum. Adică e le să ca un jucător cumva mai ok, da, mai media. Nou și mai okay. Pe vremea Atun... când domina antena 3 și realitatea. Da, da, atunci n-aveam voie să vorbim despre doamna Cioveșe depinde mm. televizor, right. Ca să înțelegi cum de fapt așează lucrurile că erau cu totul altfel, știi? Adică atunci când noi vorbeam, atunci când vorbeam, eram atenționați, era da. Știi, domne, nu e, nu e în regulă așa. E, și am, am plecat noi la TVR, am fost unați de TVR atunci să venim și era Irina Radu, director de programe acolo, am mers, am făcut o înțelegere, am stat două sezoane, nu spun cum e să atârni între sezoane pe la ușile unor băieți, nu spun cum este cheme PDG-ul TVR-ului acasă la el, adică domnul Stelian Tănase care vorbește despre democrație, libertate și alte chestii pe la televizor Ei, Ai cam zis-o, la vremea asta am ai cam zis, zis-o zis Așa și să spună să nu mai zici nimic de Patriarhul Daniel să nu mai zici nimic de domnul Isărescu să nu mai zici nimic de tot felul de băieți de ăștia da, după care a venit țeapa numită Digi dar da. nu, povestește-le cum ai plecat de la TVR e... da. și cum ai câștigat acum din nou am câștigat procesul, da am, am plecat atunci de la TVR la Digi și apoi, dovadă că nu sunt niciun băiat foarte inteligent am revenit la TVR da, adică știi, e chestia asta și a, a treia oară dacă mă duc, aș vrea să nu să mă uite nimeni la, la emisiunea mea sper să nu fac niciodată chestia asta deci am fost la Digi, s-a întâmplat ce s-a întâmplat la unitatea militară. Domnul CTP a tăcut atunci când noi am plecat de la Digi, da. așa, dar după Filmente. aia a pățit și dânsul același lucru. Eu de acolo am boala și... pe care o am pe Digi. A, așa, și... Uh, apoi ne-am întors la TVR, unde ne-am prins în iarnă că partidul spusese să fim dați afară și că Doina în vrea să ne dea afară. Moment în care noi am zis bă, trebuie să ne apărăm cumva. Adică noi știam cu șase luni înainte că ne sunase și pe noi cineva care a zis bă, vedeți că s-a discutat această problemă. Am, am auzit noi atunci care era de fapt problema. TVR-ul să prinde la țară și cu o furculiță băgată în televizor, știi? Deci da, nu e neapărat da, stiu, da. să ai cablu sau da, ai, da, da, Era da, aia, cu. adică să prinde teresca. Nostru, știi, semnalul și a rezultat din analizele lor pe la partide, pe la astea, că erau vreun milion de oameni care se uitau de fapt, care nu erau prinși în nicio audiență, știi, ei nu erau, că nu sunt măsurați, da, 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 că n-ai da. ce să-i măsori și nu era bine, că îi să voteze diferit uh -huh. cumva, sau mă, mă rog, să aibă mai multe informații atunci când votează și am fost dați afară, dar noi ne-am asigurat că avem toate dovezile necesare, că s-a pregătit treaba asta, că a fost premeditată da, am înregistrat-o pe Doina gradea, când mă tot chema să-mi spună lucruri, pentru că, de fapt, despre asta era vorba. Și am plecat, am avut un proces, l-am câștigat și probabil o să mai urmeze unul, că cumva... Cu doamna Doina, că nu s-a terminat cu Doina, nu? Uh, ba da, s-a terminat, adică -a, a făcut recurs TVR-ul la înalta curte... Uh -huh. Dar uh, ne-am uitat pe recurs, mi-a spus avocatul, nu au adus nimic nou. Ori 99,9% uh -huh. da. din cazuri se respinge, Rămâne, știi, da. Că nu ai adus nimic nou, adică te duci acolo să zici, domne, am niște probe noi, am ceva. Mă rog, nu, nu există. Până la urmă, doamna a fost și dânsa, a parcat acolo, că nu mai e, nu mai dictează da. ce se întâmplă. Mă rog, ce s-a găsit în urma ei, e o nenorocire cei pe acolo până acte până hârtii. Cert e că am câștigat procesul, mai urmează unul pentru că ei ne-au sequestrat și decorurile ale lor noastre decoruri, televizoare, tot felul de nebunii ne au... Uh, în care noi am băgat bani Deci noi da, știu, am, da. am dus a doua am. oră la TVR Ei au zis, doamne, dar noi nu avem bani de decor Ok, zic, hai că tocmai ca să plecăm de la Digi Că aveam contractul la trei ani la Digi Ca să plecăm de la Digi, le-am bă, plecăm Dacă mâine ne dați 100.000 de euro Și ne-au dat Și zic, am eu banii ăia Îi avem în cont, îi băgăm în decor În ce mai e nevoie, ne-am luat Am, am zugrăvit dracu și am am renovat șase camere la etajul 2 al TVR-ului. Dacă treceți pe în fața TVR-ului și vă uitați la etajul al doilea, o să vedeți că e o parte de clădire care nu seamănă deloc cu toată clădirea. Acolo am fost noi, am avut Da, pentru că eu le-am zis. Tăi, că da, 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 Și acum sunt dator. Am, am prieten prieteni cu firme Dumnezeu, la, la Dumnezeu. care și acum sunt dator și am zis, bă, voi obține banii ăia în instanță odată și o să vi dau. E, e, incredibil. Eu le-am zis, bă, eu nu pot să lucrez în mizeria asta. Nu știu cum puteți voi să lucrați, dar eu dacă nu am ordine acolo unde vreau să scriu Acolo unde vreau să nu pot să lucrez. În... E e aici la voi. E mizerie, este aia trei cu totul dărâmată și construită altă clădire. E evident, nu mai e ce să faci acolo. Dar... Uh, trebuie să la oameni că erau da. curioși de Digi. Uh, sunt informații publice. Eu o să vă fac un rezumat și dacă mai vrea Dragoș să mai adauge chestii care nu sunt publice. Deci Dragoș când s-a luat la Digi24, adică cred că e evident incompetența în TVR și la, la și e clar de ce a fost dat... Că uh, nu vreau să zic că, ai fost dat afară, că ai fost... Uh, nu, erai, nu erai, destul de comod ca e, că știi că nu e dat afară că nu te mai pricep la job. E tocmai că, că vei prea mare. Noi niște audiențe enorme la TVR. Adică TVR-ul după ce pleca am plecat noi, n-am mai făcut audiențele alea cu nimic. Și noi făceam audiențele alea în fiecare zi. ca așa mai e, că mai ai câte o emisiune pe săptămână sau una pe lună care face nu știu ce. Nu, noi făceam de luni până joi, seară de seară, o audiență medie de 2,5 puncte. Era nu, enorm. Ce Era, da, Dacă da. Enorm, e, ok. E, e, e foarte mult. Ești când s-a dus la Digi, la fel, eu de l-a admirat de mult pe Dragoș, că este cumva cum mă simt și eu, că e așa cumva, <laughs> e cumva narcisic, dar cumva că e un om cu gura mare care nu vrea să tacă pentru ce crede el și pentru ce zice și meseria ta de jurnalist, până la urmă că e corect și cinstit. Și bineînțeles că la Digi a fost aplicat de la corupția de la stat și a ajuns la corupția de la privat, în care n-a fost lăsat să zică chestii până s-a enervat și a zis pe post tot ce avea de zis, nu știu cum să zic, respectuos, dându-i un ratio, lui Prelipceanu dacă doriți, uh, cel mai insuportabil om din TV, uh, da, și Prelipceanu fiind fiind acolo, na, la digi printre, na. ce era exact? Era gen cum e de la antena, nu știu cum se numește, mă rog, whatever, șefuț, Șef, acum. șefuț, i-a zis pe post, Domnul Pătraru ori veniți cu dovezile pentru ce a zis Sanchi, ori afară. De. Și a fost forțat să plece. Și Am plecat e... cu bani, adică... Asta, asta vreau să zic, porca. că este, este interesant, că la toate astea în care ai fost, ori, știi... Uh, știi, s-a arătat exitul de fiecare dată ai plecat uh, ori cu bani câștigați în instanță, ori cu bani uh, da. da, și acum pentru că știu... dacă am învățat să facem ceva în vremurile astea, am învățat să facem contracte știi, da. cine, cine te-a învățat bătaia, nevoia, înțelegi și am învățat să facem contracte, avem și uh, niște avocați foarte buni care ne apără și care au știut să se uite pe toate contractele astea și să le facă astfel încât să fim în regulă de fiecare dată. E mare lucru. Dacă căutați în presă, o să vedeți detalii care s-ar putea să vă șocheze pe între voi despre Digi24, că cumva încă mai are această aliură de televiziune profi, chiar dacă nu e goarna PNL de cel puțin 2-3 ani. Așa, ca idee, căutați pătrarul Digi24. Da, așa ca idee. Guarna penele, n-a spune guarna tuturor celor care dau bănuțul așa cum sunt acum cu televiziunile de știri. Adică, din păcate, să plătești conținut de la partid, conținut din bani publici, care nu este niciun fel. Adică, se fac aceste contracte, vin acești bani, și de banii ăștia sunt invitați unei la televizor. Adică, este, este incredibil, știi? N-a trebuit să existe așa ceva, n-a trebuit să fie voie să faci așa ceva. Da? Asta e. Și acum, Starea Nației este 100% independent, pentru că multă lume crede că că e la prima, dar nu e teoretic la prima. Nu, nu, nu. Voi deci noi, noi avem această firmă care se numește Starea Nației SRL și care deține acest produs, Starea Nației și celelalte produse. Și noi avem contracte, un contract principal da, cu Prima TV pentru difuzarea acestei emisiuni la televizor. În rest, produsul digital ne aparține că varianta digitală a produsului, deci tot ce punem pe rețele, dar avem această înțelegere că nu avem voie să punem la liber emisiunea pe net, avem voie să o dăm abonaților plătitori și avem voie din patru emisiuni care uh, fac în total uh, 300 de minute să dăm două ore. A, și da, să dați pe Twitch. Uh... Uh, 200 de minute, să dăm două ore de best-of. Am înțeles. ah ok, adică, adică cu cele mai bune. Da da da, 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 Deci pe ce nu știe dacă Vrei să urmăriți emisiunea integrală Starea Nației, puteți să o faceți ori la Prima TV, știu că nimeni nu o să fac asta, sau vă duceți frumos pe YouTube și aveți A. foarte multe calupuri plus pastilele din restul stărilor, sau pentru suma modică de 10 lei, puteți să vedeți emisiunea integrală pe YouTube, semnul exclamării pe un chat pentru link. Și avem podcastul, care e un produs mm -hmm. foarte important la care eu țin, care nu face una de un leu, n-a făcut niciodată, dar acolo eu am făcut mai multe produse prin care m-am obligat să citesc, să studiez, am observat, da. să adică am zis, bă, fac vocea nației o dată pe săptămână. La început am făcut singur toată treaba asta. Când a început să-mi fie foarte, foarte greu, am cooptat o echipă și pe uh, Anca Stănescu și acum lucrăm împreună și stabilim ce citim, care sunt ideile, cum facem săptămână de săptămână. Asta e foarte important. Adică avem nevoie de această regulă. Să termin o carte pe săptămână. Și dacă okay. nu aveam acest produs unde să vorbesc despre acea carte, foarte mulți oameni întreabă: Doamne, dacă cum reții atât de multe lucruri, dacă vorbești despre cartea aia imediat, vei reține tot. Pentru că vorbești înseamnă că ai înțeles ca să vorbești despre o carte. Da, aici da? ai îmi o... tactica asta în care te obligi singur. Te să... obligi da. singur. Am făcut la fel. Am zis: Bă, nu apuc să ascult mai multă muzică. da. Un exemplu. Am da. făcut un newsletter. La care s-a abonați peste, nu știu, vreo 13.000 de oameni, ceva de genul ăsta, care, care primesc săptămâna de săptămână în acest... Acest... de muzică? Nu, nu, nu. Am acolo o recomandare muzicală. Aha, aha, în newsletter okay, nostru scuri, săptămânal, așa. care se numește uh, Starea Săptămânii, aha. avem o trecere în revista principalelor evenimente sau, mă rog, ce e mai fani, ce e mai nu știu ce, scrise foarte mișto de Gabi Drogeanu. Apoi avem un editorial scris de mine, o dată pe săptămână. Nu mai place să scriu, să scriu, așa, să dau, știu, oameni. Adică, Măcar să dai o adresă de mail undeva, cu care noi nu facem nimic, n-am făcut niciodată și nu trimitem, nu te spamăm, nu? dar vreau să arăți un pic de interes. Ba mai mult, colega noastră, Edit, a venit cu o idee foarte mișto. Dacă n-ai deschis patru săptămâni la rând niciun newsletter, de, te scoate, de. pur și simplu. Adică, nu mai vrem să trimitem, dacă îți umplem imediat și exact. tu nu vrei să citești. Exact. Și am acolo un editorial, am o recomandare de muzică și recenzia de carte din uh, săptămâna respectivă. Nu neapărat aia din care facem și. Uh, uh, podcast da, da, da. și atunci eu ca să dau o recomandare de album trebuie Prea să ascult, ascult 5, da. 6, 7, 10 albume Pare. pe săptămână Pare. asta mă ajută foarte mult și în ce fac cu chitara și în ce fac, la fel ca să exersez mai mult la chitară și să mă pun în fața unui public, de multe ori un public mai numeros decât au multe trupe la concerte, da, în direct la sesiunea de Q&A, unde am avut și 8-900 de oameni odată dintre, din comunitatea noastră de plătitori, trebuie să te faci de rahat acolo cântând ca să vezi cât de prost ești, ca săptămâna viitoare să lucrezi mai mult. Așa, da, 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 da. Îmi, place, îmi place tactica asta. Chiar vorbeam apropo de muncă și de astea de... E un sfat de asta, pe care îl mai dau oamenilor și care întreabă, bă, ce să fac, cu ce să mă apuc, cu, ce să, cu ce să încep, cum găsesc clienți pentru, nu știu, învăț un skill digital mm -hmm. la ala, și asta le zic și eu întotdeauna, du-te, ia un angajament ăsta random, du-te, nu știu, faci Photoshop, du-te la un ONG, zic că le faci identitatea vizuală. Asumă-ți că, că atunci, în alea două săptămâni că ai deadline-ul, o să înveți cât nu -o, o să înveți tu singur în cinci luni, tocmai că ai pe că trebuie să le faci mm -hmm. celoria că le-ai mm -hmm. promis. Asta te și ordonează foarte mult, te obligă să ai un program, te obligă să ai o rutină din care să nu ieși, adică sunt foarte multe beneficii care vin cu chestia yeah. asta Recomand la toată lumea, dar mai ales recomand la cine este la început în câmpul muncii. Duceți-vă pe starea nației, căutați starea muncii și aflați de acolo ce nu o să aflați de la niciun angajator vreodată. Sunt informații super pastile, super ușor de digerat, super mișto și fix informații pe care cu siguranță stânnesc interesul tot mai duci să mai cauți, să mai vezi care e treaba, de ce salariul mm -hmm. minim cum e, de ce te minte PNL când îți zice că s-a GDP-ul și automat, mă rog, vreau să te întreb una între puținele întrebări mai relaxate dacă dorești, cum a fost la Măruț. <laughs> Băi, a fost ok. Din, din, ce am înțeles la, pe feedback-ul, adică m-am uitat și eu și mi-au zis și colegele mele pe comentarii, pe tot, că feedback-ul a fost super ok și înțeleg că și el a fost un pic altfel față de da, cum e în alte lucruri. Asta vreau să zic. eu vreau să spun Ilegal că... Era intimidat? Eu nu l-am văzut pe Măruț atât de intimidat, jur. Da, nu. Eu, eu am imaginea lui de când făcea emisiunea la TVR2, că în rest eu nu... Autonomat. Adică eu n-apuc să mă uit, știi? De. Și nu mi s-a părut uh, o, o, chestie așa. M-am zis, da, cum să nu, e super ok. Și chiar m-am simțit bine. Adică dacă am și cântat, a fost în regulă, da. E drăguț, dacă vreți să vă uitați. Mie mi-a plăcut... Uh, nu vreau acum să-l fes pe măguț sau ceva, dar mi-a plăcut faza cu cad. Două, ceva. Da, ceva. Mă, <laughs> și de asta zic că s-a simțit intimidat, că nu cred că, că... Mă, deci uitați, a, eu, am dat-o formă de glumă, <laughs> dar era efectiv o chestie. Deci ca și cum noi vorbim acum, da, stii? Și, eu pus să ce ce -și ce -și da, la... da, da, și te aplești sub masă și mai pui ceva pe masă, știi? Și eu înțeleg asta, că ok, înțelege toată lumea. Bă, e un bar cu vin acolo. I-am zis de la început, zi, bă, asta cu ciognitul, zi, vezi că ciocnesc, dar eu nu mai beau alcool. Și atunci nu vreau să mai promovez alcool, deci uite da. și noi, la pachetele noastre, noi am luat niște stocuri, că Că nu știam la început. Eu te-am te văzut că ți-a turnat acolo pahar, am zis că bă, poate mai. Eu știu, mai auzit că ai zis nu, că nu, 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 mai bei. Da, bine. da, da, și nu, ia, da, am zis și acolo, în domnul Ion Maio, și a zis și el, ok, dai doar noroc, cu tare, cu tare. Și asta a fost discuția acolo. Cred că nu s-a n-am stat să mă uit la podcastul cu mine, dar cred că apare treaba asta acolo. Când eu am zis, băi, eu nu mai consum alcool. Și și noi acum la starea nației, uite, asta e o altă curbă pe care vrem să o facem. Am vorbit inclusiv cu un prieten foarte bun, Darius de la Crama Gelna, care face vinul ăsta pe care noi îl vindem cu private label, cu vinul nației și noi vrem să investim acum, deja scriem pentru fonduri europene mm. un proiect, într-o instalație de dezalcolizare ca să scoatem vin dezalcolizat. Ah, da, mai am văzut conceptul așa, da, da. Dar fii atent, e o mare diferență, că noi, eu am început să mă documentez, e o mare diferență între ce zic ei vin fără alcool, care e un suc. Păi de da, asta mă am auzit că e o o, e nasol. O mizerie. Da. Ca să înțelegi, eu am cumpărat tot ce era pe piața românească să încerc. Deci am cumpărat mm. tot, am comandat de peste tot. Și vreau să spun că este ceva, deci vinul ăsta care se spune că e fără alcool este o mizerie. Vinul dezalcoolizat mm. e cu totul altceva. Și de afară, când mai trimit tot felul de oameni care sunt pe afară, uite, încearcă-l și pe ăsta, încearcă și chestia asta, încearcă. -l. am văzut niște lucruri ok. Și am vorbit cu omul ăsta care face vin și am zis, bă, poți să faci așa ceva? Adică dacă luăm o instalație și o punem, uite acolo, lângă mm. unde aveți voi poți să-mi scoți și mie o serie pentru nebunia mea și pentru alți tâmpiți care nu mai vor să bea alcool. Așa? Și a zis, bă, da, va fi ceva de muncă, dar și îmi place proiectul. Tag. Pentru că ideea care eu am băut foarte mult. Mie îmi place să spun că am știu. băut tot. Adică extraordinar de mult. Și acum 10 ani când am plecat pe drumul ăsta către sănătate, am încercat tot felul de compromisuri de astea. Beau doar în weekend, beau dumini, beau sâmbăta sau beau, nu știu, ce, nu, nu merge, nu funcționează. Apoi după ce am început să mă documentez și am văzut, am văzut toate lucrurile astea, bă, ce face de fapt alcoolul atunci când intră în corpul tău, am zis, bă, nu mai e o chestie pe care aș vrea să o fac. Știi? Mai ales că la vârsta asta am deja mai puține zile de mâine decât zile de ieri, înțelegi? Și am zis, bă, chiar aș vrea, chiar aș vrea să uh, mor într-o noapte după ce m-am jucat cu nepoții fotbal și am fost super ok, știi? Dar să nu mă fi schimbat nimeni în seara de și să nu, că toată problema de fapt pe care, pe asta, care da. nu o înțeleg oamenii atunci când își ba joc de corpurile lor, toată problema nu e cât trăiești. Asta e, asta e cea mai falsă pistă da, pe care cum, plecăm da. cu toții. Ideea e cum îi trăiești pe ultimii 20-25. Ești mobil, ești ok, poți să urci pe un munte fără să zborășficații, poți să ai rezistență, poți să alergi un pic, poți să faci sport, poți să, iată, să fii mobil, să iei nepoții în cârcă, să știi reclama aia când se antrenează la nu știu cât, ca să-și ia nepotul să pună uh, steluța în brat. știi? E, uh, despre asta e, de fapt, vorba, nu despre cât trăiești, că murim pe la 70 de ani toți, asta zice statistica, da? Că te duce 75, 80, unii 85 și alții 65, 60, da. asta e, de la caz la caz, aici mă intră și genetica și alte nenorociri. Dar... 45 de ani are Dragoș, făcut ieri și puteți să-i zice și la mulți ani da, cu ocazia asta. Am văzut asta. că cineva zicea mai devreme, da. Eu care am mâncat azi doar Pepsi. Da, uite, am un episod, avem un episod acum un weekend despre rahatul ăsta pentru că m-am enervat foarte tare. Am văzut mai mulți influenceri în ultimele săptămâni, cred că e o campanie ceva, cred că s-au vărsat Cu niște ce? bani pe undeva. Foarte mulți oameni care promovează aceste băuturi zero, adică fără zahăr, ah. fără calorii, păi... băuturi pe bază de îndulcitori. Și am făcut un episod care va fi sâmbătă, la starea sănătății, în care am luat studiile și absolut tot și am spus de ce asta e capcana pe care ne-o întind de fapt aceiași producători. Continuăm. E capcană, dar tot e mai bine pentru omul dependent de cola sau Pepsi, tot e mai bine să treacă pe o variantă fără zahăr. Adică uh. caie, adică practic schimbi. E ca la mizeria cu țigările și țigările electronice. și da, dar nu puțin te mai... te minți te minți dacă că... Adică că scoți zahărul că... ăla, basically. Bă, nu prea îl scoți. Pentru că și acel îndulcitor, adică aici e capcana. Capcana cea mai mare este că îndulcitorul ăla atât de mult îți belește creierul, încât tu în afară de faptul că ți se face foame mult mai repede, la fel ca la zahăr, tu îți vei dori mai mult. Și atunci fie bei 3 tone de îndulcitor, ceea ce iar nu e ok, pentru că studiile spun că pe termen lung, că asta nu zic acești oameni, inclusiv unii care zic, iată, aceste studii Să spun, că, înțeles, că am citit de curiositate... că pe termen scurt nu există niciun efect. Da, da, OMS, eu am citat studiul acolo, există tot okay. OMESE, spune să așa, studiile de până acum, deși se întind pe o perioadă prea scurtă ca să putem avea concluzii, confirmă faptul că pe termen scurt nu există efecte nasoale pentru organism, însă pe termen mediu și lung, pericolele sunt cam aceleași ca la zahăr. De la aspartan. Da. Ok. De la că tocmai asta vreau să că, că, că și eu citisem da. de curiositate toată așa zona e. asta de studii și la ala și da. tocmai în în e, nu e atât de... adică că nu e nociv în sensul de... Că dacă te scapă de zahăr și asta nu e nociv, că cumva este mai ok. Și mai mult era decât... Erau studii gen... Mai de mult decât... Universități toate nu comandate. Studiile, da. Toate studiile, iară ce nu se spune, dar spun asta niște meta metastudii, toate studiile compară băutorii de zahăr cu băutorii de îndulcitori. Nu, nu compară da. băutorii de îndulcitor cu băutorii de apă plată. Asta, asta iară e o șmecherie foarte mișto făcută de, dirijată tot de companiile care produc ambele tipuri de băutură. știi? Deci este, am un episod, am făcut tot, am pus toată știința acolo, e ok, oamenii pot lua decizii în cunoștință de cauză. Dar nu, asta cu chestiile zero, e, păi asta e următoarea, tocmai că s-a făcut atâta pro propagandă bună că zahărul mm -hmm. e nașpa, încât asta e următorul pas. Adică toți da. to produc Ducătorii fac, n-ai văzut și ale apele cu arome și, și toate, na, mă Da, niște prostii. Apă plată oameni buni. Hai noroc, sănătate la Doamne ajută. Ce l-am adus pe l-am adus pe Dragoș pentru că pe lângă că e, e și el super prăjit pe zona asta de educație. Îmi place și ce zice foarte tare de ani de zile. De când nu eram noi stângiști de internet, de ani de zile uh, priciuiește și zice și își dorește chestii pentru oameni în general. Și de ani de zile zice chestii nasole de corporații și așa mai departe. Uh, de asta bănuiesc că nici ne-ai prea tare. De fapt, nu bănuiesc, știu, pe la privați. Vreau să întreb, eu primesc des întrebarea și eu sunt cumva foarte opinionate, dar așa foarte am multe păreri pe politică și primesc cumva des întrebarea unde cu cine votăm. Clasica întrebare. Și cumva, dacă m-ar întreba, nu știu, cineva de vârsta mea aș avea așa o discuție la ala, dacă când mă întreabă niște oameni de 20 de ani, de 20 de ani, de 18 de ani, mi-e frică să răspund. Efectiv, mi-e frică să răspund, să zic partidul ăsta că ăla e rău cel mai... A intrat în mine o frică și să zic că ăla e rău cel mai mic, că știu că Răul ăla cel mai mic este absolut oribil, referindu-mă evident la USR și mizerabil care au mai rămas prin el. Cum te descurci cu această întrebare? Ce răspunzi la genul ăsta de... Păi aici eu mi-am luat-o de-a lungul timpului, inclusiv de la oameni celebri, tot felul de actori, de fețe publice, mai știm mizeriile alea cu ăștia puteam fi noi, dar tu ai decis că nu mergi la vot? Ah. Leo Bagnet, uh, let's da. go. Deci, uh, ideea e în felul următor uh, știi cei tineri, nu știu cu siguranță, dar îl pot căuta pe Carlin, uh, pe George Carlin Știu, e tare. No, cred că știe lumea Sunt pe vigalele pe youtube lui da. uh -huh. Uh -huh. Care are un uh, un spectacol în, senzațional, dar are o, o bucată despre treaba asta în care el zice că nu merge la vot, că n-a mers niciodată, că nu o să meargă niciodată E foarte funny cum a conceput el toată treaba și cum pune problema. Ideea e că toți cei din sală care au mers la vot ar trebui să-i dea socoteală lui, pentru că ei au provocat rahatul ăsta, știi, e foarte mișto făcută, foarte mișto construit materialul. Dar, noi avem aici o mare problemă. Pe de o parte, nu poți face democrație fără partide și fără vot, este evident. Logic. Pe de altă parte, lumea de azi nu-ți mai oferă, și iată România de azi, lumea de azi, da. România de azi nu-ți oferă, de fapt, alegere. Pentru că atunci când mergi la magazin și ai în galantar trei pâini diferite cu trei prețuri, dar toate sunt mucegăite, nu se numește că tu ai de făcut o alegere. Domne, o iau pe asta, că parcă din colțul ăsta po să mușc. Nu. Realitatea e că tu ai de ales între trei pâini stricate, infecte, care n-ar trebui să se afle acolo. În această situație suntem. Și atunci, ideea e următoarea a construit o țară, aici le recomand tuturor două cărți de la Acemoglu și Robinson. Prima este De ce eșuează națiunile, o carte foarte mm, bună, tradusă la rând, noi de, de editorial Litera și cea de-a doua se numește Coridorul Ungust. A ieșit anul trecut, mi se pare. Și e foarte mișto asta cu coridorul îngust, e foarte bine explicată. Bă, cât de greu e drumul ăla pe care România se află, dacă care pleacă așa de aici și se strânge cumva într-un coridor care este într-adevăr foarte îngust. Coridorul ăsta către libertate și libertate de toate felurile, da? De expresie financiară care înseamnă na, un trai decent și așa mai departe. Evident că noi pe drumul ăsta, după 90, am făcut pași înapoi pași în lateral, am ieșit, ne-am dus, iar am revenit, iar am încercat să mergem, ne-au mai dat și ăștia una, știi cum o mai ia ăla că-i beat și o ia așa, mea? Ven, au venit NATO sau UE și au zis, dă-te păi la, loc. Apoi, nebunul dracu, <gânt> înțelegi? E, după aia ne-am confruntat și noi cu această șmecherie, bă, de fapt, ce se dorește aici, nu? Stai și te întrebi, adică atunci când te uiți în România și vezi profitul record ale băncilor anul trecut și te uiți în Ungaria, unde avem autoritarism. Ungaria nu mai este o democrație. Face parte de nu e, are nicio problemă, dar acolo avem de a face cu autoritarism. Acest Orban a luat puterea cu totul, belește presă, tot, nu poți să zici ce vrei, nu poți... Dar ia măsuri pentru populație. Da? La noi vezi profitul record ale băncilor, la guvernul Orban din Ungaria, luna trecută au plafonat niște credite pentru IMM-uri, dobânzi, tot, mm. tot, tot. Și a întrebat un ziarist, l-a întrebat pe un ministru, domnule, dar ați discutat și cu băncile? Și el zice, da, le-am informat. Știi? Adică te-au luat modelul chinezesc, a? Da, 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 și bineînțeles că e foarte periculos Bineînțeles că nu mai are nicio legătură cu democrația Dar nu cumva ar trebui să schimbăm A nu știu, e periculos cu băncile? A, nu, știu câtă au de, nu știu câtă treabă au băncile cu democrația, zic eu Apropo de, de, de ajutarea În momentul de când faci dat... asta și intervii în piață atât de mult Se pot produce tot de acord, felul de, 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 de acord. dezechilibre și de nebunii Să plece ăia, să sau o limită de profit aste... acolo a, nu mi se pare că Bineînțeles, am, nici mie, dar de asta uh, noi suntem comuni. Adică uite, mie mi se pare absolut criminal și ai și vorbim despre asta da. pe OMV, care a avut profit cât? De la 1, nu știu cât, la 9, nu știu cât. uh -huh. de la an la an. S-a întâmplat ceva? Nu, s-a mărit salariul la OMV? Nu. A venit statul și a exact, te, te, te Știi, a venit statul și a zis, bă, am luat acum, uite cât am luat de la OMV. Mergem mâine și facem nu știu da. ce, nu. Statul în care 20% la OMV, deci da, are 20% spate, din, din acest profit. Bani pe care, iată, statul nu îi împarte cu oamenii. Că aici e marea problemă. Adică, bă, ok, suntem acționari la aceste corporații, facem drept. Bă, hai să vedem transparent. Adică eu aș vrea să știu transparent, să am așa o trasabilitate, cum avem noi la cafea asta pe care o cumpărăm, știm de unde am luat-o, ce am făcut. Azi au fost la noi la birou, au făcut un capping de asta, niște columbieni veniți de la fermă din Columbia, de niște băieți extraordinari stare. cu o fermă de 300 de hectare stare de, stare de, de, cafea. Dragă da. și are cafeaua nații, și are și cafeaua nației în, în ploiești, dacă sunteți în zonă, dați o fugă da. și mi-a adus și mie Cafeluță. <laughs> Cafeluța nației. Da. Și oamenii ăștia au venit și ne-au făcut ca să avem. E, la, la, noi nu există această trasabilitate. Bă, ce s-a întâmplat cu banii? Unde s-au dus banii? Și asta e, de fapt, partea, partea nasoală. Și totul pleacă, e clar, de la educație, pentru că nu mai există niciun fel de filtru, știi, Numai, nu mai, uite, cine ajunge la putere, uite ce fel de oameni. Azi am niște imagini la emisiune, de la 10, sper să terminăm noi până atunci, cu Ciolacu, care pur și simplu inventează o limbă. Adică, el nici nu mai vorbește în limba română. Da? Deci, astfel de oameni, uite, așa cum au fost ăștia, gen năstase, gen, bă, n-aveau aceste probleme. Adică, școlile lor erau făcute pe bune, uh, da. au, au mers la școală în anii 80-90. Dar ajută cu atunci. ceva, până la urmă, adevărul de că e educat sau nu liderul PSD, adică dacă liderul de clan mafios sau PNL, e educat sau nu contează la finalul zilei. Bă, să știi că, până la urmă, oamenii din partid care aleg, acolo președintele, din păcate la PSD acum a fost pus de servicii să rezolve situația cu Dragnea și cu nu știu ce, dar România se va schimba din interiorul partidelor, nu din altă parte. Adică se poate schimba o dată în stradă, așa cum am făcut în 90 corect, cu toată lumea în stradă, dar calea cea mai ok, calea democratică, da, calea în regulă este să reformeze aceste partide sau să apară altele care, iată, pot eșua lamentabil, cazul USR, da? E ok, eu sau... sunt fericit de, de faptul că eșuează partide noi, pentru că mi se pare că e un green light pentru și mai multe partide să vină să, nu așa, ăștia n-au știut, am învățat de la ei de ce s-au dus pe, adică la USR, nu știu, pentru mine evident eu am fost în USR, dar crezi că e reformabil un partid ca PSD sau ca PNL? Da, eu am, uite, inclusiv <coughs> pentru uh, cei mai tineri. Deci dacă vreți să ocupați pur și simplu o filială de partid cu totul, o organizație, mergeți într-un într -un oraș mic sau un, știu unde, nu, și înscrieți-vă câte unul pe zi, 250 de oameni, că n-au membri, 250 de oameni în partid. Știi că asta e tehnica lui Bagna, așa a luat în toată România. Deci, și te duci, te înscrii. Și te înscrii acolo în partid, după care 250 de oameni cer alegeri la organizația de tineret. Și ți-ai pus președinte la organizația de tineret, că n-ai cum să faci, că ea nu pot aduna. Există niște de astea cu statut, cum faci alegeri, da, cum da, pui, cum pui, da. Și ai ocupat organizația. Ok, ai ocupat că, o organizație locală, dar da. ce faci? Că nu e de pare că o să poți să ocupi județul, să zicem. Păi, nu ocupi, dar presiunea pe care o pui, cu fiecare organizație de asta, crește foarte mult. Există un exemplu cumva asemănător în, în vreo democrație de asta incipientă? Chiar sunt curios. Adică sună bine, dar nu-mi dau seama... Nu, nu. Acum, la nivel de... Dacă vrei să faci ceva într-o localitate, adică eu am... A, pot, da, așa, sure, la nivel eu, local, eu, da, eu am sunt fost de acord. în localități mici, la sate, la așa, unde niște oameni pur și simplu au zis, bă, las candidez eu, S au zis la toți prietenii, au vorbit cu ei, cu familiile lor, cu toată lumea și au zis, bă, suntem doar 3.000 de locuitori în comună, să prezintă la vot 1000 sau 700 deci ne trebuie 200 de voturi cu, cu, că sunt mulți, mulți candidați, da? Cât suntem? 600. Gata, tata, ta, hai că așa a luat USR de asta de prin Ilfov. Fix așa. Da, da, da. Adică în localitățile mici chiar poți să faci această schimbare punându-ți primar și câțiva consilieri ca să poți să, să schimbi ceva. E o cale de schimbare. Pe de altă parte, toată treaba asta e un proces. El a durat până acum 33 de ani. În opinia mea și în opinia specialiștilor, vorbesc despre asta, în de ce eșuează națiunile și Acemoglu și Robinson, e un timp foarte scurt, ăsta. Adică mm. Frustrarea noastră pleacă de la așteptările greșite pe care le avem. Toate aceste etape trebuiau arse de până acum curăciunile din 90, privatizările 95-2005 intrarea în NATO, intrarea în UE tot ce se întâmplă că avem această poziție absolut imbecilă, că na nu ți le dă pe toate, ți-a dat țară mișto cu uh, rezerve, cu peisaje cu nu știu ce, n-a zis bă, nu nu s-a mai ajuns și de creier, și de uh, cinste, da. și de toate astea, și hai să ne gândim un pic și înainte de comunism, noi n-am avut pacio o țară, adică am fost tot timpul belis, da? alții. A fost, da? Știu, Ai, știu perfect, adică înțeleg perfect. V-a dat zlăvor link mai sus, citiți Why Nations Fail, nu știu cum e, am citit în engleză. Cum da. Și cumva te relaxează când citești asta. Zici, da, mă, sta, mă, nene, -ne, că așa e. -e. Stem, da, suntem mă, ca okay. așa e peste tot. Da, 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 suntem ok. Da, Dar adică, în același timp, da. știi, știi păi, ești pe stradă, te calcă unul pe sau whatever. Da, ești da, pe stradă da. și vezi că nu s-a asfaltat, vezi că nu s-a nu știu ce. Cumva, știi, cum, uh, îți cumva din cap toată, fix toată calmitatea asta zici că de axul de etape, de că așa începe orice da. Pe țară de altă reformată. Parte, noi am greșit aici pentru că am permis un branding de țară și un politic și cum vrei tu, greșit. Dar asta au făcut nu doar PSD și PNL, au făcut și Cioloș cu tehnocrația, au făcut toți. adică. Ce este România? Noi așa ne-am dus la toate mesele Băi, țara muncii ieftine Țara care exportă fără niciun fel de problemă În porță de muncă După Siria Suntem acolo Au război cu bombe, cu nenorociri, cu tot Noi avem o țară, oamenii au case au, Înțelegi? Și atunci și marile companii Care merg în spatele tancurilor NATO au zis Bă, ok, dacă ăștia asta vor să fie Asta va fi acolo Înțelegi? Nimeni nu s-a ridicat la noi cum s-au ridicat ungurii, de pildă, în, la nivelul UE să spună: Bă, noi nu vrem să dăm 150 de euro subvenție la hectarul de grâu, cum aveți voi. A fost acum câțiva ani în discuție. Noi dăm 300, pentru că așa vrem noi. De unde importăm noi cocă, acum să facem pâine? În Ungaria, în Polonia, mm -hmm. din știi? De ce? Pentru că noi n-am vrut să ne sprijinim o industrie. Fiecare țară și-a sprijinit. Puternic niște industrie. Aici vi recomand pe Cheng, care a scris. Sunt două cărți foarte bune traduse la noi și mai sunt vreo trei care nu sunt traduse, dar e foarte bună, asta cu 23 de reguli despre capitalism, tradusă la Polirom, dacă nu mă înșel, da, la Polirom este, și cealaltă este Samaritanul cel rău. Și uh, se numește uh, ha John Cheng autorul, și super ok, el povestește, bă, de exemplu, Toyota, da? Bă, tată, când Toyota a adus primele modele, apropo de ce industrie vrei tu să protejezi, da? Cum am fi putut noi să facem, știu, cu roșiile. Da, 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 da. Ceva, da, da. Rahat. bă, noi vrem să facem agricultură. Ok, atunci de mâine toți banii pe care îi facem, banii de națiunile Petrom, banii de la gaze, banii de la tot ce se întâmplă aici, intră în solarii, toate nebuniile astea, da, făcute, uh, irigații, peste tot. Nici nu discutăm, astea sunt. Nu mai dăm pământ să-l cumpere terenul agricol, să-l ia alții. Tot felul de Harvard are, nu știu câte... Deci are la noi hectare întregi, zeci, sute, da? Deci sunt foarte mulți care au cumpărat aici teren agricol. Nu mai dăm la nimeni asta, facem, să face, să subvenționează, să produce, să exportă. Asta e ideea noastră de țară. Și mergeam și ziceam, bă, ce la Adică, nu o nu, nu să ne apucăm să facem altă mașină în afară de Dacia, că și așa nu mai e Dacia, Dacia e port. altceva, da? Nu mai facem alte lucruri, haine, da? Dar noi facem asta cu agricultura lăsați-ne să o facem, știi? Și atunci lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Adică, bă, ăia ce vor? Ca așa se vorbește aici. Totul în lumea asta este despre cum reușești tu să te prezinți și ce relație reușești să legi cu alți oameni. Bă, ce vor aia? Bă, nu vor nimic. Ne lasă pe noi să zicem, știi? Condițiile grele pentru obținerea fondurilor europene nu s dă la UE. Sunt scrise de imbecilii noștri. Știi? Alea de nu te califici, te descalifică. Vin, ai văzut acum, vin și te iau bani înapoi, ajutoarele din pandemie. Adică e ceva, ți explodează mintea, te dai capul iau de pereți. înapoi? Da, ajutoarele din pandemia, ANAF-ul, am eu azi la Ah, că sunt impozitabile, lasă te referi. Nu, îți cer bani înapoi. Nu, nu, ți, nu, ți se explică de ce. Au fost ajutoarele alea de 2000 de euro da, pandemie pentru știu, pentru firme, pentru nu știu ce. A, tu zici de alea de, de pe srl nu de pe persoană fizică. Da, okay. da, da. Și vin să-ți ia bani înapoi. Adică Mie. e nebunie cu fermieri, cu artiști. Cu... E, e o, o demență totală. Mie nu mi-a venit să cred, că când am auzit de la oameni care au luat ajutorul pe persoană fizică de pandemie, nu da. mi-a venit să cred că au fost impozitate. Și venea, tu ai, luai... Deci tu mureai de... de foame și statul zicea habă că-ți dau, nu știu cât, 80% sau un din salariu. Și tu da. luai ca prostul și până te trezeai peste 5 luni, 7 luni că stai că e impozitabil. Și trebuia să dai înapoi 40%. La ce mi-ai dat? <laughs> Tot mi dai. De ce nu mi dai cu minus 40%? Și de seama da. că multă lume nu știe dacă tu ai fost angajat 10 ani pe contract de muncă, n-ai ce să caut la NAF. Și te după oameni la 30 de ani sau trezi cu datorii la ANAF? Da, sunt, <gătă -i> sunt foarte multe. E, și atunci noi dacă am zis, bă, da, noi vrem să fim țara muncii ieftine și nu am avut absolut nicio problemă cu asta, vrem să fim țara care privatizează tot pe nimic, ok, asta vom... vrem să fim țara care nu construiește nimic, deși se împrumută foarte mult, o chestie pe care am băgat-o ieri în editorial, deci noi suntem o generație, uh, generația asta a mea, care în comunism a făcut foamea ca să plătească ce Ceaușescu cu toate datorii, să n avem datorii și atunci să oprea curentul, să... deci toate erau că băga curentul în industrie, să avem industrie. După 90 am făcut... Făcut foamea pentru capitalism. să facem foamea în acest moment, iată, se face foamea, se oprește curentul, iar economisia. Dar economia aia s-a tăiat toată și s-a vândut, n-am pus absolut nimic în loc, n-am făcut nimic și banii aia de care ne-am împrumutat, că de aia ne ia cu foame, că ne-am împrumutat la niște dobânzi fantastici, ne-am mințit câțul incredibil tot timpul. Ceea ce noi am zis, dar am zis degeaba că asta e. Și am ajuns în acest punct. Ne aflăm în acest punct în care trebuie să spunem, bă, ok, ma, vor fi niște bani în PNRR, vor, bă, da, o să moară lumea de foame în case. Noi avem, uite, facem ce, cu ce facem noi la ceasul bun cu familiile pe care încercăm să le ajutăm. Frate, în jale. În acest moment, în România, dar nu România aia, daci de la București, de la Iași, de la Cluj, de la Timișoara, chiar de la Ploiești sau asta din orașe și din O Aia să mergi 50 de kilometri mai încolo, 100 de kilometri mai încolo. E dezastru. Dezastru. Se va muri de frig și de foame. Adică avem unele cazuri pe care nici măcar nu le putem mai sunăm și noi colo-colo, un ONG, o băi, vedeți că așa? Dar sunt oameni care pur și simplu au renunțat la viață cu totul. Adică o să fie crunt ce o să se întâmple în perioada următoare. Bun, deci cu cine votăm? A, așa, și hai să revenim la asta cu votul. Adică sunt 100% de acord și pentru oamenii din cea care, care sunt, că ziceau ăștia, că de ce nu zic nimica? Că vreau să-l o pom ce zice, că de-aia l-am chemat. Da. Și uh. pentru că oricum sunt, sunt chestii pe care nu le vorbim și noi și care sunt în mare, super mare majoritate de acord. Zi, te rog. Da, iar aici sunt mai multe uh, opțiuni pe care le poate avea fiecare. Eu, de pildă, cred în acest exercițiu democratic. Clar. Și eu. De aceea mă prezint și anulez când n-am o opțiune. De exemplu, la alegerile locale, mă uit pe listele alea de consilieri și dacă găsesc, nu contează partidul. Dacă acolo găsesc lista aia are 30 de oameni, 40 de oameni, doi inși pe care îi știu că sunt alegeri locale, 2, 3, patru pe care îi cunosc și pe care știu că îi pot suna la o, adică să zic băi nesimțitule, de ce ai votat treaba aia, atunci votez. Am. Nici mă interesează cum arată partidul ce, că eu cunosc niște oameni. La fel, la primar, avem această opțiune că ăla e pe persoană fizică. Da, dar da, ce înseamnă că îi cunoști? Înseamnă că îi cunoști tu personal sau înseamnă că îi cunoști că ai auzit de ei din presă? Și dacă e partea cu presa, cum știi că. Nu, nu, nu. Dacă îi știu personal pe oamenii aia. Okay. Eu cetățean, pentru că fiecare să zic, cetățean, cetățean, da, eu cât de cetățean? mult poți să știi un politician asta? Destul, destul poți să știi. Fiecare cunoaște un consilier local sau are pe cineva care e foarte apropiat de un consilier local. Da, bă, guess. știi, pe știi, adică mai ales în localității care sunt mai mici, în care toată lumea da, Clar, stifut. asta la, lumea da, e, e, în e local, bine. clar, 100%. Deci asta la local. În partea cealaltă e dezastru pentru că din nou nu mai poți alege oameni, da? Iar alegi liste, listele sunt făcute de partid și atunci tu alegi partidul. Criminal că ăsta cu listele. Da, tu nu mai, votezi, nu mai votezi oameni. Și atunci aici există opțiunea asta în țări ca Islanda, de pildă ai o căsuță goală, ca să nu ți a da, da, da. ca să nu zică, bă, și au fost 5% tâmpiți, proști, care n-au știut cum să voteze feindice și atunci s-au da. anulat acele voturi. Nu! A, 5% dintre oameni sau 50% dintre oameni au pus tampila într-o căsuță albă, ceea ce înseamnă că ei își doresc altceva, da? Că actuala clasă politică a eșuat în a oferi a, alternative, alternative de calitate da. sau a, ceva de genul ăsta. Da? De vină pentru situația în care suntem în mare măsură, este fosta securitate. Pentru că fosta securitate, mână-mână cu fosta nomenclatură, da? E o controlat acești oameni au controlat accesul în politică și atunci când accesul în partid accesul la o funcție locul pe o listă este condiționat de să te aibă ei cu ceva la mână, să fi făcut ceva pentru ei înainte, să fi dus o șpagă undeva și ei să, să aibă, fi, cotizat cât trebuie. să fi cotizat acolo cât trebuie. Așa. De exemplu, când a fost usl un loc de consilier local într-un oraș costa 15.000 de euro banduș la partid, cash. E, dă seama cam ce fel de oameni se califică la această probă de foc de a duce 15.000 de euro să-i pună pe masă. Toată lumea a știut asta, adică toată lumea știa, toată lumea poate să confirme exact ce s-a întâmplat. Ce Și suntem în asta pentru consilier local? Pentru consilier local. Mm. Adică mai Așa încolo, <laughs> mai încolo îți dai seama. Pentru că... Da, <laughs> da, da, ok, da. Și Nu că mă gândeam că ce faci cu funcția de consilier local. Vai de capul tău. Dacă vii cu prietenii, da. Vai de capul tău, dar nu e adevărat. Păi da, gândește-te la toate astea. Tot ce înseamnă dezvoltare imobiliară, sedii de firme, tot, 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 tot. Puzuri, puguri, puduri, puturi, coturi, puturi, muturi. De fapt doar ca să fie acolo, dacă da, ai un business, da, doar ca da, să fie da, acolo. Toate da. Astea, okay. După aia consilii de administrație, uh, toate astea, consilii de administrație la spitale, să decid achiziții, să decid, sunt milioane de euro care trec. Că tu vezi, noi am avut banii în ăștia 33 de ani. Înțeleg? Și ei în mare măsură nu se văd. Ai văzut imaginele alea de la spitalul ăla uh, din Iași? Am, am, no, am nu dat și nu. noi aseară. Doamne Dumnezeule, deci, o, există o clădire de spital în Iași de 162 de ani adică Neinovată sau ce realitatea e în, în momentul de față că noi în 33 de ani am făcut 3 spitale asta, asta e toatăși bă ne-am împrumutat am făcut am dat am privatizat am vândut bă ce am făcut 3 spitale și 3 cioturi de autostradă astea sunt realizările noastre de infrastructură da s-a băgat uh, canalizare în multe localități și acum uh, tot există foarte multe avem de 10 ori față de UE de 10 ori mai multe case cu buda în curte. Da, în, și a scăzut în, cu cât în, în 20%, cu 20% în cât 15 ani? Da, da. Era da, la un moment adică, dat 45% cu buda în curte și acum e da, un sfert, avem 25%. 25% da. Da, da, da. Și nu se văd lucrurile astea, nu se văd în școală, nu se văd în sistemul, nu se văd în salarii că aici e problema. Bă, ar fi trebuit să vadă în salariile oamenilor de la stat, adică profesori, la medici să zici da, mai, au mai crescut salariile, dar profesorii sunt în continuare plătiți infect. De-aia nici nu avem foarte foarte mulți profesori de calitate bună, foarte bună. Am vorbit fix despre asta cu... Era o doamnă profesoară care a făcut în conjurul știrilor, evident cu nevoie de ajutor specializat psihiatric, care încă preda și a amenințat copiii cu pistolul sau ceva la modul, să se lăuda că are pistol și poate. Și am avut discuție fix de la asta, ce altceva vrei să ai? La salariile alea, mai ales nefiind prof de română sau de mate, ce vrei să ai? Cine crezi că vine să-ți lucreze pe 1500 de lei sau pe 2000 de lei? Dacă ești profă de tehnologie, de desen, asta era numai, tot ceva de genul. Dacă ești de tehnologie, de desen, de materie, de asta nu le bagă nimeni în vrei să-ți vină? Vrei să vine cineva educat, cineva poate sănătos mental pentru că a avut, o a avut banii să te trateze sau să aibă ajutor special. Cine vrei să-ți vină? Și cumva s-a creat o Hai, domne, că și ești incompetent. De ce ești incompetent? Normal că nu primesc nici bani și nici educație pe care ar trebui să o primească. Acum 30 de ani. Nu băgăm bani în formarea. uite-te, eu aș întoarce cumva piramida asta a salariilor pentru moment și aș da cei mai mulți bani la creșă și la grădiniță. Pentru că, Când nu avem creșă. Ăia oamenii există. care stau cel mai mult cu copilul tău. De fapt, ăia sunt oamenii care îți formează copiii mai mult decât tine. Pentru că tu te duci la ora 7 și ți-ai lăsat copilul acolo și în foarte multe cazuri de la multe grădinițe e la șase. Tată, tu doar îl duci acasă, i-ai dat o acadea ca să creezi un viitor om provocat pe orizontală și uh, l-ai culcat. Ce e? Ei s-o poveste și l-ai culcat. Da, femeia aia sau bărbatul sau cine asta cu el? acolo sau sunt mai mulți, ăia i-au spus da. toate lucrurile importante pentru el care rămân aici în fiecare zi. Și noi avem acolo niște oameni, pur și simplu, uite și la școală. La școală nu interesează pe nimeni ce fac acești copii efectiv la școală. Bă, ce faceți voi efectiv acolo? Știi? Am ascultat cursuri la școală și la facultate la fime. în pandemie. Am zis că mă dau cu capul de pere să vezi profesori de liceu care nu știu să lege două vorbe și care predau infect. Adică îți vine să zici, bă, taci da dracu cu gură și după aia ne luăm de copii, bă, de ce mm. nu te interesează materia? Bă, ăla nu face absolut nimic să-mi arate mie că l-ar interesa să mă intereseze pe mine materialul. Este incredibil. E asta zic, pentru că ajung oameni care sunt neinteresați de domeniul ăla, că sunt trimiși că te, știi, te trimite soțul, că soțul are un job mai ok știi, te -te și te du-te faci ceva. Și ajunge ca femeie să fie nu, de neapărat, 30 de ani în și, sunt și mulți care poate și-ar dori. <gâng> dar dacă tu nu ai acces la cărți, tu nu ai acces la cursuri, Uite, eu am făcut la noi, la Cafeneaua Nației, există o bibliotecă. Și sunt acolo vreo 7 800 Mă de cărți. te că e de citi cărți? Eu zic că e de bani, adică mi se pare imposibil. Ai oricât de mult ai citit, de pasionat ai fi. Câtă, câtă, o lume se poate duce să lucreze sub 3000 de lei în, în București, să zicem. Nu, 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 mă refer la asta. Mă refer la faptul că uh, și cei care vor să-și procure cărți, să citească, să meargă, A, să facă da, un curs. Când fac... nici asta nu pot. Știi? Da. Nu, nu pot. Da. Și vreau să spun că eu am văzut la noi că oamenii să trec într-un caiet. Nu costă nimic la noi la biblioteca asta din Cafenea și doar oamenii trec pe un caiet, o, unii mai fură cărțile, mai nu ce, asta e, că suntem aici la noi. Nu, mă supăr și oamenii se trec acolo singuri și am observat, sunt foarte mulți oameni care au legături cu domeniul educației, cu am stat de vorbă cu ei, am stat. Și domne, de când ați deschis treaba asta de 2 ani, vin, avem câțiva oameni, au citit tot. Ce drăguț. Știi? Și e foarte important pentru că le oferă perspectivă. Avem învățătoare care vin și au cărți de acolo și se uite am făcut asta, am făcut aia altă, eu le recomand, stăm de vorbă, uite, ai putea să faci asta, ai putea. Există acum o carte despre efectele pe care le are zahărul, o tipă Jesse Inchospe, o cheamă, este franzuzoaică, și a scris Revoluția glucozei. Și atât de mișto explică pentru un profesor sau un educator, eu le-am recomandat tuturor profesorilor pe care îi cunosc și știu că au dirigenții, le am am sunat și am zis, bă, îți cumpăr eu cartea și să o trimit, pentru că atât de mișto explică în carte și poți să le explici copiilor, de pildă, de ce plantele au pus zahărul, da, fructoza, glucoza, da, în fruct. Pentru că în fruct sunt și semințele și planta, care e programată la fel ca noi să perpetueze specia, speră că ca animalul care a venit și a luat dulcele și l-a dat apoi pe partea îl afară, să dea sămânță, da. Înțelegi? Sămânța, să ducem pământ ceva. Copil fiind, cu totul altfel vezi lucrurile. Acum știi? că ai zis tu așa, da. <gri> știi? Se senzațional. Adică, și uite, sunt lucruri pe care ei le pot lua, și le pot explica la clasă făcând botanica foarte da. interesantă, făcând chimia extraordinară, făcând toate materiile astea de care tu zici când ea explică domne și uite moleculele de glucoză ies și se duc dezordonat așa dacă se duc în corp, afectează orice altă moleculă prin celulă, da? Dar dacă le ții de mână cum profesorul își bagă în clasă copiii din curtea școlii bă foarte mișto, înțelegi? Atunci formează niște la care sunt controlate. Dar dacă îi leagă și mână picior, mână picior, atunci avem fibre și atunci îți predă cu fibre. Băi, extraordinar! Cartea nu e fabuloasă, adică mie după 200 de cărți despre nutriție nu mi spune multe lucruri. Bă, dar le explică atât de mișto și atât de ușor, ușor îmi face și mie munca în a explica mm. mai departe la starea sănătății și peste tot, încât e extraordinar. De aia zic că sunt foarte mulți profesori care poate ar vrea, da, am înțeles care nu-și permit, acum. știi, să, să, Am înțeles ce zici, dar da. încă îmi păstrez uh, punct de vedere că interesul ăsta nu are cum să fie născut în momentul în care tu ești umilit la jobul tău. Evident. Ca e, e umilință. Evident. Și în momentul ăla nu ai cum, eu nu cred, n-ai cum să te gândești cum să fac eu să, știi, să mă perfecționez mm -hmm. pentru copiii ăștia când eu mă mor de foame. Da, oamenii săraci și sunt în această categorie, adică am fost acolo și știu, oamenii săraci nu pot face alegeri bune pentru ei. Și asta eu o aplic și mi-am... Mărit foarte mult puterea de înțelegere, având mereu asta în minte. Când încerc să ajut un om care e sărac și văd că el ia alegeri greșite, am în vedere asta. Și tu când erai ca acest om sau un pic mai bine sau un pic mai rău, depinde de cazul respectiv, ai făcut alegeri greșite. Pentru că nu poți avea perspectiva ok asupra unui lucru, știi? E ca la Luvru, nu, când nu, te duci, da. eu dau mereu exemplu ăsta, știi? Și stai ca boul la un metru și te uiți într-un tablou cum te uiți aici pe chatul ăsta, știi? Și vine un nene de acolo care merge și zice, nu vă spărați, dați-vă banca aia, mergeți da. acolo și uitați-vă de acolo și tu zici... Oh! Înțelegi? Ce e Perspectivă. De. Înțelegi? La fel la oamenii ăștia că tot vorbesc cu... cu sunt foarte mulți tineri care îmi cer opinia, cu care vorbesc. Roim chiar acum o stare a adolescenților. Doar stare. pentru net. O emisiune săptămânală cu toate aceste probleme discutate pe bune de ei, nu o prezint eu. Ce tare. Și aș vrea să facem o echipă, ei să prezinte cu să, să, facem, îi ajutăm noi să facă și tot felul de știri. Mă fascinează de... câte chestii noi au apărut pe internet, conduse, finanțate tot de tineri. Da. E asta, gen știri pe care îl tot șeruim noi. Să niște, niște copii, niște oameni de sub 20 de ani care mm -hmm. fac știri, reportaje. S-au dus la protestul aur, la nunta lui Simion, la... și fac și mi se pare fantastic și superb. Da, E, e foarte bine. Eu tot sper că oamenii ăștia, de asta și eu am zis, bă, nu pot fi de acum încolo decât un facilitator. Adică nu mă mai atrage deloc ideea asta. A, și asta, pentru asta ă, sunt recunoscător. Că am reușit să-mi formez mintea astfel încât să nu pic prea... De Mirajului de a avea mai mult Eric Fromm are o carte senzațională E scrisă prin anii 69-70 Se numește A fi sau a avea E fabuloasă Dacă o iei o citești Făcând abstracție de faptul că nu exista atunci internetul Sau nu știu ce Dacă ar fi scris-o ieri Mm. Extraordinară okay. o, o recomand cu, cu mare căldură M-am educat astfel încât să zic Bă, nu e despre a avea E un rahat Mai ales că după ce ajungi la un nivel A avea e foarte ușor Foarte ușor de făcut Și, și tu la nivelul la care te afli acum Să te implici în ceva Din care să-ți iasă bani Sau să pui niște bani să lucreze Sau să obții niște bani de la cineva E foarte ușor, foarte, cu, cât ai foarte mai, ușor. cu cât ai mai mulți Cu atât să fac mai repede Da Și dacă să ai ca asta Mă f mai tare la că Dacă ai puțin, știi Cu oamenii să gândesc domne, ca să mă îmbogățesc, trebuie să am sute de mii, milioane. Dar nu, dacă ai, să zicem, un venit de România, să zici că ai venit un mediu în București, da, 3.000, 4.000. Dacă tu ai un 8.000, 9.000, tu deja ești pe drumul ăla. N-ai cum să nu fii pe drumul ăla decât dacă mă. Dacă faci alegeri greșite. Dacă, dacă, dacă faci alegeri la, 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 dacă, faci alegeri la modul ăla de greșite, știi, adică stupide, da, dacă faci da, alegeri da, la modul ăla da, de stupide. Da, da. Nu, foarte mult fac. Uite, există o statistică, jucătorii din NBA care au câștigat peste 5 milioane de euro în carieră, Așa după ce se lasă, A, da, nu mai iau da. una de un leu în 5 da. ani. Da. da. Frate... Adică, știi, e, e, vorba de mai mult, nu e vorba de educație, e vorba de. Și Dar am că dacă ești focusat pe asta, dacă scopul tău e să câștigi la capitalism, asta zic, tot ce trebuie e să, ai un salariu poate dublu față de la mediu. Și de acolo, când ai putut să pui a 2000 de lei deoparte pe lună, it goes mut, tocmai pentru că ai un fond de urgență dacă poți ceva la sănătate. Nu mai trebuie să mai faci card de credit, nu mai trebuie să mai faci 14 rate, să faci doar una și pe o plătești imediat și așa mai departe. Da, E, și eu am zis, bă, am ajuns în acest punct și atunci hai să văd cum pot să îmi alimentez permanent sentimentul ăsta de utilitate. Pe mine nimic nu mă face mai fericit decât acest sentiment de, de utilitate. Nimic nu mă împlinește mai mult. De-aia în ultima perioadă lucrez poate mai mult cu copiii de la basket. Înțelegi? Avem și asta în plan să deschidem la un moment dat o o academie, am dat drumul și la proiectul ăsta cu starea performanței, unde chiar asta vreau să facem, știi? Să atragem suficient de mulți oameni care să poată să susțină acel grup de suport necesar performanței. Pentru că la noi, toată lumea se întreabă, de ce se pierd la noi pe drum atâția sportivi? Pentru că nu există acest grup de suport. Nu există în familie, încă există foarte multe familii care n-au probleme cu banii și care își așteaptă copiii de la antrenament la 8-9-10 ani cu burger și cu Coca-Cola. Încă există foarte multe familii care habar n-au că trebuie să își alimenteze copiii diferit pentru că fac sport de performanță și îi vezi că Ajung leșinați la competiții pentru că nu se alimentează corect. O grămadă de familii nu știu, uite, am dat peste uh, o tipă. Îmi scapă cu numele săptămâna trecută și o să o aduc să am o discuție cu ea. O fostă sportivă care a făcut un manual. Excelentă idee. Nu e cine știe ce. Bă, dar e o chestie atât de importantă pe un tărâm în care nu există nimic. A făcut un manual pentru părinții ai căror copii ah, wow. fac sport de performanță. Este extraordinar pentru că educația, de fapt, despre asta trebuie să fie, da? Dar oare e de la părinți? Adică nu cred că trebuie să fie de la antrenori, de la oamenii care se ocupă de. Nu, e de la părinți, în primul rând. pentru că tu... de fapt, da, în primul rând. Da, înainte um, um, să începi sport de performanță în sine, da. În primul rând, e de la părinți, pentru că părintele ăla care pune presiunea cea mai mare. Și copiii ăștia, poate știu, mulți au făcut sport, dar dacă vrei să te distrezi într-un weekend, dar și să plângi, du-te la câteva competiții și du-te la câteva antrenamente la tenis de câmp. Du-te la niște antrenamente, te află unde să fac antramente de tenis de câmp pentru copii și du-te și stai în tribună cu părinții. Tăticule, dacă nu bați pe toată lumea în 10 minute, uită-te la mine. Deci pe toată Eu lumea. Eu bine adolescență și mai mergeam la de astea și așa este. Da. Părinții la competiții sportive sunt cei mai oribili. dar și la antrenamente. Deci Oameni care n-au pus racheta în mână, în special mame, deci bă, eu am fost... care eu, uglă din timpul, Eu la da. filmul când am zis, bă, faci sport, vrei sport? Da, vreau sport. Bine, și faci să vrea la vârsta aia, că la șase ani nu poate să spună el, nu vreau să fac asta cu viața mea. Da, dar și l-am dus peste tot. L-am dus la nord, l-am zis la tenis, l-am la... Și stăteam la tenis, eu am făcut mai bine de patru ani de tenis de câmp. Și stăteam și mă uitam, adică știu să țin o rachetă în mână, știu să lovesc, știu să fac destule lucruri pe terenul de tenis. Și stăteam și mă uitam, lângă mine era un Mămică. Deci, Djokovic tiră, înțelegi, pe lângă cum îl vedea ea pe fisu și ce indicații îi dădea. Dar copilul fiind la un nivel la care, bă, nu mergea la competiții. Bă, cotul mai sus, genunchiul mai nu știu cum. Deci de-astea de... -astea de A, nu de le de Adică antrenorul săra cu care stătea cu spatele, m au la un moment dat la el și am zis, tata, cum zice, lasă-mă frate, că dacă n-ar fi 250 de lei ora și omul pe toate. Înțelegi? Adică, deci omul era terminat. Tu îți dai seama, tu antrenor, omul întâmplător la care era în și el școlit pe afară, adică făcea tot felul de jmecherii, cu că sunt tot felul de tip and tricks. Când vei să-i nu știu, reverul, le dai o găleată cu apă să arunce să vezi urma pe perete, unde să duce, unde ții mâna Sunt mai multe chestii de astea. Asta avea tot felul de, de chestii foarte mișto. Și când îi auzi pe unii, știi, din tribună că zine să zici, ia coboară mă să joci aici cu mine că mă enervez. Și apoi să te la fotbal și să vezi cum fac părinții în tribună. Să mergi inclusiv la, mă rog, sunt sporturile astea mult mai curate, basketul, volei, unde e mai ok. Să mergi la handball, la fel, este dezastru. Dar și la basket, la fel, noi am fost, fiu face basket de la 6 ani și acum are 16 ani, de 10 ani, și am fost la atâta să ne luăm la bătaie în țară cu foarte mulți părinți. Din niște tâmpenii, adică eu mă trezeam ducându-mă și făcând, băi, bă, băi, bă, stați un bă, să te scrieți. Copiii, da. copiii noștri, iubesc portul ăsta, tot ce facem, ne luăm la bătaie, știi? Dar te ei, că ești părinte, ăla zice ceva, ăla zice, ți-l-a dat jos pal tău. Când îți strântește copilul la șapte ani, ă, știi, da, ești imediat acolo, e nenorocire. Dar iată cum pleacă de la educație. Mai mult decât atât, am văzut părinți care nu le vorbesc copiilor după înfrângere. Ce mm nu. Bă, de ce papă, da, it, de Foarte, papă. foarte mulți. E, ce explică uh... Tipa asta foarte mișto în acest manual? Bă, trebuie să fie niște reguli. Chiar dacă îl iei la o discuție după, să vezi, trebuie să-l lași pe el, să se deschidă, să-ți spună lucruri. Uite, nu m-am simțit bine. De ce nu te-ai simțit bine? Păi nu. Bă, și noi cu ceva, am greșit antrenorul cu ceva. Cum te-ai simțit? Cum ce ți -a, ce ți-a zis acolo? Ce? The, de the de bag minimum este... când vine vorba de comunicare. Da, da, da. da. Adică, băi, sunt foarte multe reguli mici pe care dacă le aplici, e asigur copilului acel grup de suport fantastic care îl ajută pe el să avanseze. Plus, partea cu antrenori, partea cu individualizarea, partea cu exercițiu metodic, partea toate părțile astea. E asta aș vrea eu să fac la uh, starea performanței unde lucrez în acest moment. Eu m-am certificat, am de asta, de, de antrenor personal fitness pentru fitness pentru fitness copii, pentru copii nu? de uh, o grămadă la ASSA, la uh, acum la Barça Innovation Hub. Oh, wow. uh, da, 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 la Barça Innovation Hub, fac uh, asta de nutriție sportivă, m-am înscris după ce termin ăsta ăsta de 9 luni, e diplomă profesională. Pentru uh, că el nu știe, asta e gen bă, e, bă, același centru care scoate jucătorii de la Barcelona. Uh, uh, asta care este, scoate, uh, care e în, în e centrul lor educațional, dar oamenii care vorbesc despre nutriție sunt aia care au zis lui Messi ce-ți da, 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 adică, da. adică, adică care sunt în procesul ăla de cred, scos Vedeți în da, formal. Eu îi cred, știi? Da. Uh, când, când vorbesc despre asta. Și uh, uh, foarte, foarte ca lumea. Apoi acolo am văzut o, o diferență fantastică, că de-aia m-am dus să mă, să mă școlesc în sensul nu se iau niște că mie nu-mi la nimic, dar să văd exact vedea. ce, ce, ce fac oamenii aia și nu poți fără să investești ceva în, în treaba asta. Și uh, când am văzut că l-a zis, domne, vedeți că există o diferență foarte mare între nutriția de performanță și nutriția pentru sănătate și longevitate. Sunt două chestii pe care le discutăm separat. La noi se confundă toate. Vine ăla, zice la fitness, ce trei tu să consumi, ăla altul nu știu ce. E o întreagă nebunie, știi? În nu, nu, pui cu arez, uh, uh, Da, nu, uh, nu mai pui cu orez. Uh, uh, nu se face așa. Și atunci, uh, da, lipsește educație. Educația lipsește acest grup de suport, lipsește antrenamentul minții, copilul n-are în niciun moment, sunt unii care termină junioratul și rămân așa și se uită. Adulți, ei au 18 ani. Ei, eu lucrez la două cursuri, unul pentru copii, unul pentru părinți. Deocamdată le fac despre nutriție, după ce acumulez alte cunoștințe, mental coaching, pe zona de sport. Atenție, am găsit, de pildă, un curs serios pe care mi l-au recomandat oameni din fotbalul internațional. Aici am și eu noroc că am niște relații foarte ok. Prin părmiu cu care am crescut și care este scouter profesionist. Ah, wow, okay. Și, da, vorbește cu toată lumea și are niște relații extraordinare și i-am zis lui, bă, te rog eu, vorbește cu oamenii ăștia ai tăi, găsește-mi ceva pentru antrenamentul de la Bostan de aici de sus, pentru sportiv, copii, nu știu ce. Și am văzut ceva acolo la Lyon, dar probabil după ce termin cu emisiunea voi putea, pentru că sunt niște săptămâni în care trebuie să fii acolo, să lucrezi cu ei. Bine, costă 7000 de euro, adică e... Îți pare așa că tu, pe parcursul carierei ai avut așa, te-ai tot schimbat, adică mă, nu că te-ai schimbat tu, dar în sensul că ai schimbat arile de interese și că te-ai hiperfixat pe tot felul de chestii din nou și din nou, lucru pe care știi, de obicei o asociez cu curiozitatea asta adolescentină, adică nu mai vezi știi omul trecut de 30 de ani care zice ia mai, mai învăț ceva și îmi se să pare curios. deci da. este și asta e ce ne anulează școala frate uite e Mark Manson altfel un autor mediocru un jurnalist da, nici care, mi -mi place. <laughs> care a scris în, în niște cărți dar care sunt foarte e, știi că e pica practic la bază eu când eram adolescent citeam că carturile lui scrise pe Cum să a găsit femei da 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 uh, cu The Art of... da, am văzut da 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 am văzut e în The Saddle Art of Not Giving a Fuck el zice o o chestie foarte mișto acolo. Adică și din cărțile astea, după ce ajungi să citești destul, cam știi ce să iei și ce trebuie. Eu folosesc asta când merg și stau de vorbă cu copii la liceu, la facultăți chiar și, mă rog, am legat și informații din altă parte, de exemplu, Ken Robinson, pe care vi-l recomand, este Sir Ken Robinson, este un tip extraordinar, școli creative, găsește-ți elementul, astea scărți pe care dacă le citești și ești un tânăr care se caută, vei ști în mare cam ce ai de făcut. Eu zic, atlas și Mark Manson zice, școala ne ia treaba asta cu și dacă nu rămâi curios, dacă nu ești curios, dacă nu vrei să afli tot timpul, de exemplu, uite o carte pe care o recomand acum de 3 săptămâni, am citit-o de două ori deja de 3 săptămâni, mi-am scos din ea, e scrisă de un tip profesor la Harvard, profesor de biologie și de mișcare, mișcarea umană, deci un tip extraordinar, îl cheamă Daniel Lieberman și cartea a fost trasă la noi la, la, la Polirom, se numește O istorie naturală a mișcării. E fabuloasă și eu tot zic de 3 săptămâni, inclusiv pe live-uri și pe ce mai facem noi, că e cea mai bună carte de nutriție. Pe care o pot recomanda la ora asta, deși ea nu e o carte de nutriție, e o carte despre mișcare. Dar felul în care acest om îți povestește că atunci când stai, corpul tău se inflamează, felul în care îți povestește asta te face să nu te mai așezi niciodată pe scaun. Ne mai stând pe scaun și făcând mișcare, îți schimbi și nutriție și stil de viață, și tot. Este extraordinar cartea. Eu acum fac o serie după carte la starea sănătății, că oamenii n-au timp să citească, nu știu, are 600 de pagini cartea și uh, le luăm și le, le desfacem acolo foarte ok. Și Manson zice așa: Ați văzut vreodată. Un un copil la 8 luni, 9 luni, un an, un an și ceva, care se târăște și cade. O dată, de două ori, de trei nu te ori. Și L-ați văzut vreodată spunând, bă, eu îmi picioarele, nu e pentru mine mersul ăsta, că m-am lovit de trei ori până acum, eu o să mă târăsc. Nu vedem oameni care se târăsc pentru că au refuzat să fie curioși și să meargă. Înțelegi? Dacă nu ai pe asta, eu am acum, eu atât de multe lucruri, mie mi-e frică că, uite, azi era să dea unul peste mine și chiar eram în ședință telefonică, eram în mașină, eu fac naveta de la Ploiești în fiecare zi, eram în mașină în Ploiești, luasem de la cafenea mâncarea, că mi iau cafe... de la cafenea mâncarea în fiecare zi, că da, deschis această cafenea ca să avem noi unde să mâncăm, pentru că dacă nu mai mâncăm carne, e foarte greu să îți faci mereu mâncare. Și am luat mâncarea, eram în mașină și de pe o stradă laterală, eu eram pe o stradă principală, nu, de pe o stradă laterală a venit unul într-o viteză și s-a oprit la atâta de mine, exact aici unde eram eu. Adică, clar, mă și chiar le ziceam băieților că eu am avut un moment ăsta de când adrenalina a pompat, m-a durut capul 20 de minute după aia, doar de la, de la șocul ăsta extraordinar, deși nu, nu m-a zgăriat, da, nu, s-a da. întâmplat nimic, dar m-a speriat foarte tare și am zis, bă, uite cum mor ca prostul. Știi, bă, pur și simplu așa, știi că pline cimitirile de oameni care au avut dreptate, că mai sunt unii care merg pe trecere, mie aia îmi vine scobor la ei și zic, bă, boule, eu m-am oprit că ei sunt ăla, ăla de Ăla, dar cu prioritate. Da, 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 bă, sunt pline cimitirele de proști care au zis, eu am prioritate. Fie cu atent, mai ales când ești pieton pe -o trecere. Așa cu mașina, uite, aveam centură, aveam tot, adică poate doar mă spitaliza, dar nu mai avem misiune în seara asta, știi, pentru nu știu câte luni sau ceva. Deci ce-a rămas și Ștefania gravidă, acum avem altă problemă în echipă. Și, <laughs> și atunci, despre asta e Eu atâtea lucruri vreau să fac în continuare. Am, 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 atât de multe lucruri despre care nu știu nimic și vreau să aflu, încât uh, îmi, doresc foarte mult și asta mă face. Să, și să vreau să fiu sănătos și să vreau să fiu mobil. Mi se pare rușinos cumva când priciuiesc chestia asta cu curiozitatea și dau mereu exemplu că pentru mine na, asta a fost. Uh, că tocmai apropo de sistemul de învățământ absolut oribil, eu din nu știu, clasa 8 -a până în a 12 -a, dacă l am terminat, preferam de multe ori să stau acasă și să citesc pe Wikipedia sau să mă uit la filme sau să, pentru că simțeam și asta mi se părea, adică acum o looking back, mi se pare, știi, asta că m am avut, nu știu, 400 de absențe la finalul liceului, știi, dar eu cumva am simțit că m-am dezvoltat și că am învățat. Mie îmi plăcea istoria, dar nu prea simțeam mm uh este -huh. și și tem Wikipedia Napoleon, căcat. Adică chestii de bază și, mă, asta cumva și cu oamenii de căcatul ăsta, de a da un Google. Știi, că adică, ok, nu ești curios, nu vrei să știi ce căcat face Napoleon, ok, nicio problemă. Dar nu știu, dă un Google pe ce vrei tu, ce te interesează. Și îmi spui că de la Google-ul ăla încolo, tocmai că intri, e inevitabil să nu intri pe ceva ce te interesează. Și de asta vreau să fac tranziția. Mi-am făcut mai multe astea, dar am vorbit mm. despre de toate. Vreau să fac tranziția la problema asta pe care am simțit-o și eu 100% a simțit-o toată lumea. Eram curios dacă au simțit o simțit și copiii tăi de panica de când termin liceu. Ai terminat liceul sau ieși pe cale să termin liceu să dai bacul și aia de ce faci cu viața ta. Că nu există absolut nicio îndrumare de vreun fel, nu există nicio cale, mm. nicio știi să zic, bă, hai să încerc niște chestii că e nici măcar nu poți să încerci, să alegi facultate. Da, eu am avut discuții cu, cu fimea, că ea a trecut de zona asta, Fimea mai are e clasa 10, -a, dar fimea e deja anul 3 la, la facultate și fimea s-a înscris în Olanda la facultate, după ce am fost acolo la ziua porților deschise, am văd, da, e o chestie mișto, să pe ceva de tehnologie alimentară, știi? Deci foarte ok treaba asta. O, o, era o, acolo o pasiune de moment, deși ea a făcuse filologie. Și după 10 zile a zis, bă, nu-mi place, e nasol, nu vreau aici, nu e ok. Ok. okay. Mișto a fost că... Maica mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, n-are Twitch, deci nu uh, suntem în pericol, m-a sunat și a zis, auzi, era foarte supărată că Andrei ar și ce auzi, dar sunt înscrierile încă deschise, că ea a început să la 1 septembrie Aha. și pentru a doua sesiune era... Aha. Eu am sunat la universitate, la litere, unde am terminat eu, am sunat o... De... extraordinara profesoară Laura Mesina și am întrebat-o, zic, bă, cum sunt, mai sunt? Și zice, păi da, poi mâine să închide, nu știu, era 11, 10, ceva, da. o chestie. Poi mâine să închide, zice, ce? Păi zic, uite, fima nu vrea acolo, deci clar, nu o las acolo, nu-i plac oamenii, nu-i nu place nimic. Deci, nu... Că Dacă i-am învățat ceva pe copiii mei, am învățat asta. Bă, nu vă place, nu faceți. Deci, ca să ne fie foarte clar. Asta nu înseamnă că nu te duci să faci munca aia grea, știi, de jos, da. care trebuie făcută. Dar, până la urmă până ești blocat 3-4 ani acolo, da, mm -hmm, normal. Mm -hmm. Și uh, e în regulă, nu-ți place, nu faci, e ok, avem timp. avem. Și atunci am oscilat între a să stea un an, ceea ce ea voia, și teama noastră de părinți, în special a mea, de a face în acel an lucruri care să-i zică, bă, nu mai vreau să continui studiile. Știi? Și am mai zis, bă, trăim încă și vom trăi mult timp de aici încolo într-o societate care nu doar că pune etichete total aiurea și total uh, uh, greșit dar asta facem toți oamenii indiferent de eu o pornire uh, uh, ok, o face mintea noastră emoțională Cimpanzeu, cum zice Steve Peters, în Paradoxul Cimpanzeului altă carte mișto pentru tinerii care vor să înțeleagă cum funcționează creierul sau Eagleman cu Incognito sau creierul povestea noastră tot al lui Eagleman, cărți uh, foarte mișto uh, despre funcționarea creierului și exista această teamă mea, bă, poate nu-ți mai arde după aia, știi? Și zic, ai, hai, facem așa, te duci aici, ea e cu engleza foarte bine, zic, uite, mergi la litere, mergi la română engleză, mergi nu, ce, vezi exact ce și cum, nu-ți place, o închizi și pe asta. adică și ok, după aia e în regulă, faci ce vrei, zic, vii cu mine la emisiune, nu știu, îți iei permisul și mă conduci pe mine și eu lucrez în timpul ăla, sau, deci găsim ceva de făcut, nu e nicio problemă. Și i-a plăcut, știi? I-a plăcut. Acum a venit foarte încântată că a dat de o profesoară la, nu știu ce fac ei, intră în rădăcinile limbii și la engleză, de pildă, și era incredibil de încântată de o profă. Și când povestește așa de un profesor, zic, bă, eu pentru prima dată când simt așa o chestie extraordinară, că aș fi stat acolo zeci de ori, zic, a, gata știi? Adică la e momentul în care de fapt despre ce e vorba și ce îi sfătuiesc eu pe tot să facă, că mea acum paralel cu școala face, se ocupă de lucruri la cafenea face cursuri de social media de marketing online de tot felul de lucruri de astea lucrează la starea nației, lucrează inclusiv la un produs al ei în limba engleză înțelege, a început, trage, vine lucrează, știi? Deci și dezvoltă abilități, că de fapt despre asta e vorba. Noi și generația mea, ce avem noi cumva în plus am fost obligați de mici să facem foarte multe lucruri. Aveam foarte, foarte multe activități. Să descurci. făceam sport, în afară de faptul că era obligați să te descurci, să faci din rahat bici, indiferent ce sunt, dar am făcut sport, multe sporturi, toți. Sportul îți cultivă fix acele calități de care ai nevoie azi pe piața muncii. Gândește-te. Deci, deci, exact alea sunt. Să poți să lucrezi în echipă, toată lumea cere asta, să ai abilități de comunicare, să poți să lucrezi sub presiune, să poți să lucrezi cu un obiectiv, Da. să, ai, să dai dovadă de fair play să poți să comunici în mai multe registre, că într-un fel vorbești cu arbitrii, într-un fel cu colegii de echipă, într-un fel cu antrenor, într-un fel cu adversarii, într-un fel cu suporterii, da? Deci toate astea sunt lucruri foarte, foarte importante pe care sportul le dezvoltă. Și să fii serios, să apari, Woody Allen spunea, bă, rahat, 80% din succes e să vii dracul la muncă în fiecare zi. Știi? Despre a... să apari, să fii acolo, să, să, să nu abandonezi. Yeah. Dacă îți dezvolți suficiente abilități, tânăr fiind, încercând, eu am avut norocul ăsta extraordinar să fiu select în echipa de teatru a liceului. Asta m-a făcut să iau trei roluri principale, să merg în Franța, să știi, fără una de un leu. Eu am avut, mi-au ca minte, nu știu, 10 euro sau 20 de euro ceva, mi-a dat un chimiu Gigi, să-i dea Dumnezeu sănătate, a venit și mi-a dat, na, ce avea omul acolo. Păi te-am uh, trimis în Franța, eu am făcut teatru și ne-au trimis la Costinești. Da, e, așa, am jucat într-o grămadă de locuri mm -hmm. și pe aici, știi, dar am avut această ocazie cu profa de franceză, că era teatru în limba franceză, nu Ah, da, Și atunci, pleci în Franța când faci teatru în limba franceză, am participat acolo, festivalul, nu știu ce, ți s-a deschis mintea, ai dezvoltat abilități, ai comunicat, ai făcut foarte multe lucruri care după aia te ajută. Apoi am avut, nu știu, chioș de ziare, am vândut ziare, am stat în chioș noaptea, tot liceu, am corectat ziare, am rescris, am scris, mi-am dezvoltat vocabularul, am citit tot ce era de citit, de la infractoarea până la dilema, de la, Deci, am, absolut tot. Ok, fii atent. Imaginez că n-ai făcut toate astea și că ești tabula rasa la 18 ani. Da? Și când zic tabula să nu mă refer la mochi și prost în sine, ci că n-ai. N-ai făcut. Ai avut o viață cât de cât știi, exact cum ai zis tu, că nu te obliga nimeni să te descurci, nu te obliga nimeni să să mm -hmm. mm -hmm. la. Ala. Mm -hmm. Ce-i faci la 18 ani încât să te integrezi, poate nu neapărat în piața muncii, dar în viață, în viața de adult, dacă vrei. Da. Adică dacă n-ai avea toată, tot bagajul ăsta da, al tău. Da, da. Adică mă gândesc la asta, la copilul, nu neapărat middle class, dar whatever. Știi, care n-a care să, să te moară gândești, de foame, știi? Asta zic. Te gândești la 18 ani având în continuare acest grup de suport sau nu? Sunt două situații diferite, le pot relata pe ambele. Pentru că dacă de, ești, că la... de ce că se contează? Contează enorm. Okay. Pentru că la 18 ani, când ai acest grup de suport de acasă, adică ai un să dormi, ai un să... A, tu te financiar că, da, tot, că da, există da, susținerea. Da, 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 dacă ai un să dormi și ai un să crăp ceva în tine să fie ok, da? poți să te apuci să experimentezi, poți să vezi, pentru că de fapt, iată, altă idee periculoasă, urmează-ți pasiunea, căcat. N-are nicio legătură. V-am zis? V-am în... zis să nebunesc, da. Înțelegi? Pentru că și asta o explică foarte bine Kel Newport în Prea Bun ca să fii ignorat. E, e foarte da, mișto. mișto. când mai mic. Da, da, da. E foarte mișto din punctul ăsta de vedere. Adică, bă, vezi ce abilități îți dezvolți. Iar o carte senzațională, Range, despre care am vorbit acum două sau trei săptămâni la, la podcast. Triunful generaliștilor. De ce reușesc generaliștii? Eu sunt un generalist, da? De ce reușești generaliștii într-o lume super specializată? Evident că n-ai vrea eu cu 10 cărți citite despre funcționarea creierului te operez pe tine pe creier. N-ai vrea treaba asta. trebuie unul care știe doar creier și care a citit ultimele studii, ultimele... -astea Dacă clinice, vine vorba bullshit jobs, atunci vine... Da, da, da. Îmi place multă cărțea de bullshit jobs. Da, da, da. Graeber era un autor extraordinar și cu datoria, mâine avem o, o ediție specială despre treaba asta, datoria la români, în care le dau restul și tuturor imbecililor care zic, domne de ce au uh, proprietăți români. De ce vor să aibă o casă Da, mi se pare incredibil Și e important să ai grupul ăsta de, de suport Să te apuci să experimentezi Și să vezi cu timpul După ce faci lucruri Ce te prinde Că lucrul ăla te va și pasiona Pentru că va trebui să-l faci da? Da. Pentru o perioadă Poți să schimbi Eu acum de pildă mă pregătesc să schimb Adică eu mă pregătesc să las tot ce am făcut Acum deși mi-ar fi atât de ușor Să fac asta până la 70 de ani da fără niciun fel de problemă și fără să mai depun efort suplimentar, dar vreau să schimb cu totul, da, vreau să mă duc pe zona asta de uh, uh, copii, educație, sport, sport înțelegi uh, uh, absolut tot. Și atunci te duci în zona asta. Dacă n-ai nimic, e foarte greu, dar nu imposibil. Pentru că, la fel cum era și când eram noi mici și făceam sport, bă, cine reușea? Ăla căruia era foame. Că la următorul antrenament, după un antrenament greu, mai venea doar ăla care voia ciocolata aia, pe care nu o, dea o aia la atletism. Au o ciocolățică atâtica după ce îți porai ficații pe acolo pe pistă. Despre asta e vorba. Și neavând nimic, e o chestie foarte interesantă. N-ai ce să pierzi. Că n-ai nimic. Eu pe asta am mers tot timpul și când am făcut ziare locale și când am făcut, bă, n-am nimic. Nu pot să pierd trei doar să nu abandonezi, să nu, să nu, că trebuie să îndrăznești, trebuie să ai un curaj de stat de ment în care să zici, Ni, nu mă interesează. Dar pe de altă parte să știi că te pricep să speli vase dacă se întâmplă ceva. În adică de... eu am astfel de cazuri, inclusiv acum prezent, inclusiv de la familii de care am avut uh, grijă, da, și așa mai departe, copii cu perspectiva, bă, facultate, nu știu ce, pac, abandon că nu s-a regăsit, depresie, că nu știu ce, că, la, 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 și după aia, luat de la zero, vase, hai tata să construim ceva, știi? Adică ă, ă, ideea e că trebuie să accepti această treabă că te vei da cu capul de pereți. Adică problema nu se pune, mai ales la 18 ani când te apuci de ceva, dacă vei eșua, ci doar când și de câte ori, înțelegi? Deci e, e foarte simplu. Nu e, e ca la asta când te apuci de o dietă rahat, nu funcționează, știi? Pentru că nu se pune problema că vei ține dieta aia, toată, a, că îți faci un regim de viață, un stil de viață, cum am și eu acum și nu mă abat de la treaba asta, dar contează ce faci în fiecare zi. E, să te aștepți că vei eșua total, cu totul. Șmecheria e să-ți impui că ai 18, că ai 19, că ai 20, că ai 60. Am niște discuții interesante cu oameni cărora pur și simplu am reușit prin ceea ce facem noi acolo să le schimbăm viziunea despre viață și care s-au apucat de cu totul altceva și sunt extraordinar de fericiți. Hey, aia, cum găsești ca asta mi se aia Asta, eu am simțit la 18 ani. A. Cum găsești capul că, ăla care. Adică, că ți adică ți să-ți placă chestii, știi, la 18 ani. Mm -hmm. okay, îmi place, îmi place și îmi place. Cum e aia în care zici, bă, căcatul ăsta vreau să-l experimentez și măcar un an. Mm -hmm. Pentru că mi se pare că cel puțin bă, bă, și la mine în că bă, Bănesc unde sunt și oameni cât, care sunt cumva din familie, cât de când m- mai educat, mai la, la văd căcatul ăsta constant și zic, bă, cum îmi dau seama? Știi că poate, nu știu, mie îmi place doar să căcat, să mă dau cu bicla și să mă bă, joc, joc pe PC, știi? La unii le zic, bă, poate e ceva în zona aia, adică n-ai să știi. Dar și ca să că e greu să zici la toată lumea, bă, vezi, poate e ceva în zona de gaming. Adică, știi câte joburi sunt în gaming? Eu personal, cu experiența mea, că și am fost un hibrid ăsta de n-am făcut facultate m-am angajat de la 18 ani unde am putut, Deci ziceam că să găsit un skill care te ajută să supraviețuiești. Dar am spălat de vas neapărat, mai degrabă în zona asta de, de skill-uri digitale pe care poți să le înveți așa și poți să le performezi pe un 2000, să zici, de lei, cât să supraviețuiești. Și găsesc o de skill mi se pare foarte ușor acum cu accesul la internet. Cred adică că poți să experimentezi și pe partea de software, poți să experimentezi. Toată cunoașterea pă... acolo, în orice da, domeniu. Te adică... pui în fața, știi, poți să înveți sport, poți să înveți am un prieten care s-a așa pe viață și s-a făcut antrenor de yoga la 30 ceva de ani. Tot așa am învățat de pe internet, da, oameni care au făcut asta. Nu s-a dus tot zi la cursuri, la la și-a învățat și acum are clase întregi și mari. Și da, mi se și pare și... că e, e unul dintre cele mai mari life hack-uri că ăsta de... Să vezi mm -hmm. un skill. Bă, poate nu-ți place 100% chestia aia, că pasiunea nu ți-o găsești 100% în, 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 a performa mici servicii pentru oameni pe internet. Nu, dar mai e, mai e ceva aici. Am avut un, o sesiune de întreabă-mă orice acum la Slow Coffee Festival, sâmbătă, și sala plină, foarte frumos și uh, mie asta îmi place să vorbesc, de-aia zic, bă, întreabă-mă orice ca să ajut în cazul omului, adică nu domne, ce i-ai spune unuia bă, câți ani ai, ce problemă ai da, și ai adică, zic eu, știi, adică așa în general să vorbim și da, 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 texte, da. vorbești șapte ore zic de cărți, zic, dar nu te ajută cu nimic da. știi, sau te ajută prea puțin și atunci, bă, da, eu sunt fac... și am avut chiar acolo o întrebare în zona asta, domne, ce fac eu dacă am un job de care nu sunt mulțumit da, plătește facturile și eu aș vrea să fac altceva, dar ceea ce vreau eu să fac nu mi-a ce niciun leu. Și am zis, bă, perspectiva asupra problemei e greșită. Trebuie să schimb mintea și să schimb perspectiva. Adică, ai acel job, e safe? Da. Fabulos. Ai vreo presiune acolo? Adică, știi, ajungi, urlă un tâmpit la tine sau o tâmpită, te dă cu capul de pereți te amenință, înțelegi, te hărțuiește, te nu știu ce, ai probleme cu banii, nu te plătesc cu lunile, nu vin salariile, ți-au staie când nu faci, ai de-asta dăsta de dement? Nu. Excelent. Deci, cum e Că mie nu-mi place? Păi fi atent aici. Trebuie să-ți placă atât de mult rahatul pe care îl faci acolo, înțelegi, și să zici, ăsta e jobul care îmi plătește facturile. Trece pe lângă mine totul, este o chestie, o fac și o fac cu zâmbetul pe buze, pentru că asta mă lasă pe mine să o fac pe cealaltă. În paralel, nu poți să pleci și să faci acolo. E, dacă tu reușești să crești atât de mult în partea cealaltă, astfel încât să îți plătești facturile, du-te acolo cu totul. Dacă nu, ai putea să mergi așa cu ele în paralel tot timpul. Adică, bă, nu știu, îți place să scrii? Ok. Nu o să-ți asigure rana, scrisul, în momentul de față. Dar dacă te apuci și scrii în fiecare zi, având un job de spălător de vase, eu, okay. uite, eu duminică am am fost understaff la cafenea, am servit la mese toată ziua, am curățat mese, am servit, am... aveam clienți care mi-au spus, nu ați putea să nu ne mai serviți dumneavoastră? De ce? Ne e rușine. Jobul de jos, da, 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 da domnul da da, 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 da. și eu am zis, domnule, mie îmi face o plăcere <odc kiss> nebună spre disperarea oamenilor de la mine care au acest job, ăsta e jobul lor. Și normal că ești în fiecare da, zi, Turning... zi. acolo, că ești, te, te, stresează treaba asta destul de mult. Asta e toată treaba, spel vase, ok, spală vase, vase fă-o cu zâmbetul pe buze, făți bine treaba poate reușești să treci de la vase în altă parte, în bucătărie sau pe sală sau în orice, depinde de domeniul în care lucrezi, dar fă treaba asta pentru că alimentezi treaba cealaltă, știi? E, e, e foarte important. Altfel nu poți să te duci să zici, domne, cum ai zis tu, mie îmi place să mă joc jocul nu știu care și cu bicicleta. Bă, nu merge, nu încă în lumea asta, în lumea pentru care și eu și tu luptăm, în care va exista un venit minim universal, unde vei putea, nu cred că te vei putea, bă, poate cu bicla toată ziua poți, că ții, o, găsești o bicicletă mai așa, așa, dar nu vei putea să mănânci la restaurant, să ieși la un film, să Știi, să faci foarte multe lucruri pentru că venitul ăla îți va asigura doar existența, pur și simplu, adică numărul ăla de calorii de care ai nevoie să stai. În rest, dacă vrei să te miști, știi, ai nevoie să, să produci ceva uh, pentru tine. La asta vreau să fac tranziția apropo de cum arată piața muncii, încât trebuie să găsim aceste, știi, tricuri creative ai, știi, un job care să-ți plătească ce vrei tu Și atât de... Adică oricât de entuziasmat ești, adică oricât de entuziasmat te văd pe tine vorbind păi despre chestia asta, tot e așa foarte depresiv știi, la finalul zilei, știi, ideea asta că trebuie să-ți pierzi 10 ore din zi ca să poți țin alea... 5 cât ar să te relaxezi, să faci... Dacă nu, dacă nu poți să faci asta, niciodată n-am fost în stare să fac asta, deși lucram ca reporter 12-14 ore pe zi, 16 ore, toată lumea care face meseria asta arde pentru ea, nu poți să faci dacă nu-ți place extraordinar de mult. Dar aici e chestia asta, nu-ți place deloc, nu te apuci. Pe de altă parte, fă-te antreprenor, direct. Adică asta e. Cu zero cu 0,0 fii atent, da, dar trebuie să știi să faci ce vrei să faci aici e singura problemă adică tu ai 18 ani acum așa dar eu am făcut primul meu ziar local un ziar de sport în anul 2000 în anul 2000, când am făcut eu un ziar de sport la ploiești, se numea Fair Play de Prahova, l-am făcut împrumutând un calculator de la un prieten care avea o firmă și mi-a dat un 486. Vorbesc de niște lucruri. Din așa, da, am așa. prins de la Pentium încolo, nu știu. Așa, ok. Și cu calculatorul Vormiu, că el a rămas pe zona asta după aia de, de sport și așa cu astea două, făceam ziarul și îl duceam pe dischete la, la tipografie. Dischete, dischete, floppy disk, înțelegi da. cu așa. Și l-am făcut cu alți nebuni. Noi luni de zile nici nu s-a pus problema că vom lua un salariu. Deci cu ce bani o printe la tipografie? Cum? Cu ce bani o la tipografie? Frate, aici e ideea cum poți să-ți negociezi niște înțelegeri care să fie în regulă. Adică găseam bani în piață din ce vindeam, din ce făceam, de să ne plătim tipografia, tot ce mai aveam nevoie. Dar nu ne mai rămânea să ne plătim și noi. Noi eram ultimii. Și stăteai pe un covrig, un hot dog, o șmecherie, nu știu ce, și am dezvolt lucrul ăsta. Da. asta înseamnă când vrei să o iei de la zero cu ceva. Adică noi n aveam nimic, bă, nimic, nimic, nimic. Și totuși am făcut-o. Am dus la un nivel, am, 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 reușit să facem treaba asta. Păi am trecut în, în într-un alt tip, când am văzut, bă, nu mai e sport, nu mai e despre ce să scrii, dacă nu mai e despre ce să scrii, lumea nu mai are, nu mai citește, nu? Hai să facem ceva, hai să ne ocupăm de ăștia, politica, nu știu ce, și am făcut acea trecere. Eu scriam și la Cațavengu și la bă, vremea aia, că nu erau încă bă, rupți ăștia și... Și atunci apucă-te de așa ceva, dacă ți-e -ți place să stai, să zic, da, trebuie să... Lucrezi, adică la asta lucrezi. Normal, mai da, 100%. Mai la asta lucrezi mult mai mult decât la un job, undeva. Mi se pare că. Tot încerc să formulez că ne. nu știu cum să zic. Că nu ți de acord cu tine și zic yeah, și de zi, ce. Zi, zi, zi. Uh, mi se pare că vremea aia de experimentat și de creat chestii de la zero. Nu vreau să zic că e apusă, vreau să zic că e așa o mare inflație de idei și de proiecte și de antreprenori și de combinații mm -hmm. și de la la. încât mi se pare, nu zic că n-ai muncit enorm, dar mi se pare că era mult mai ușor atunci să ieși din turmă, pentru că acum mi se... Oh, era mi... mult mai greu. Frate, eu caziarist. Când am avut prima mea închetă, era despre un incendiu la hipodrom și am primit informația că proprietarul... Ăsta pe care l aveai tu independent cu, cu nu, prietenii sau nu, la nu, când te-ai angajat? 9-6 când m-am angajat prima dată, 650.000 de lei vechi la ziarul Prahova în ploiești, cu examen, cu examen de gramatică, frate. Deci am fost la examen, am avut foaie, mai greu decât la BAC, la limba română. Cu tot, absolut tot. 3 ore examen, după aia interviu, după aia și m-am făcut prima și era un articol. Nicolaș despre treaba asta și eu aveam informația că ăla a pus foc ca să-și ia asigurarea pentru... Mm. Aveam declarație, omul îmi zisese, dar treia să-i protejezi identitatea, să nu știu ce Bă, n-au vrut să-l publice. Opțiunea mea să-l public era la celălalt ziar din oraș. Că e competitorul. Înțelegi? Da. Și... A, asta era, adică eu nu puteam să ies la mine pe blog sau să intru în live și să zic da, să course. vă spun eu o chestie. Era era foarte, foarte greu, pentru că... Eu nu mă refer la doamne ferește, adică normal, adică mai ales la zona asta de jurnalist, nici nu se pune problema. Mă referim mai degrabă la oportunitatea de, antreprenoriat, dacă vrei. De cum înțelegem noi antreprenoriatul un capitalist, de găsit, știu, o chestie care îți face un venit cât să, cât poți să supraviețuiești. la asta mă referim, se pare... Eu sunt terminat psihic cu toți ăștia, te învață cum să faci dropshipping, cum să bagi la Forex și alte căcaturi. Și mi se pare că tocmai de asta, pentru că e inflația atât de mare de antreprenoriat de asta, care nu înseamnă nimic, care e doar mm -hmm. la Caterin că ți-a dat mai ta 1000 de euro și ai pierdut. Încât tocmai asta mi se pare că e. Știi, nu Azi nu poți să vii cu o idee de ziac, nu poți să faci un blog, nu poți să faci o, știi? Ba da, frate, ba da. Adică, de, ce n-ai putea? De ce n-ai putea să vii? Poate bo? nu, uite, poate asta nu ai... formulezi eu bine, asta Da Asta e ideea mea și bă, asta am făcut. uite, un canal de YouTube în care, nu știu, fac am ceva cu... că știi și tu că canalul de YouTube gen, e o șansă din, din o mie. Da, bine. Eu sunt efectiv un băiat norocos. În loc nu da. meu putea să fie altul și eu să fiu o copie a lui sau să fiu... Adică toți ăștia, că de sunt 100 de oameni de și de pe YouTube. Dar sunt, în schimb, milioane de oameni care, știi, fac încearcă, în fiecare zi se chinuie. Și de asta zic că mi se pare că e așa o inflație păi și de... Tu, de ce ai avut noroc? Adică nu crezi mm -hmm. că acel conținut pe care tu l-ai făcut te-a da. la un moment dat de ce s-a da. și că ai văzut oportunitatea, nu știu, gen... Twitch, gen... Ba da, dar așa. eu m-am apucat de chestia asta și după nefiind în valul ăla când a bubuit YouTube-ul în care chiar ai avea noroc atunci a se platforma în sine, eu am avut o cred de experiență în spate, mai ales de marketing, de advertising, de cunoștințe despre viață, am făcut în primul credit, când, știi, adică încep din altă parte, De asta mă, mă, gândeam la un om de, știi, de 18-20 de ani, care, știi, zice lui Măsa, eu de mâine o fac YouTube. Și adevărul e că din YouTube nu faci bani. Nu, 2, nu, 3, dar, 5 dar, ani nu dar, faci bani. Dar nu știe nimeni, bă, mă, mă la YouTube, <coughs> dar alegeți ceva, ce hai să ne lămurim. Eu acum dacă aș avea 18 ani, și aș vrea să fac o meserie, asta să aud, așa. care să-mi dea timp liber și să îmi pot manageria eu cum vreau eu timpul și banii, m-aș face instalator. <gri> Din ce? toată zona asta. Tu, deci instalator Instalatorul meu, Piticu, să-i dea Dumnezeu sănătate, îmi răspunde când vrea el la telefon. Bă, eu apar la televizor, adică nu sunt vreun, vreunul care, da, eu plătesc mereu ok și peste. Bă, dacă nu vrea el, nu răspunde la telefon trei zile. Mește, în general, nu cred că doar instalat, mește. Și când îl sună, îi zi, bă, și zice, bă, am fost prins. Sau, sau, bă, am fost plecat trei zile până nu știu unde. Bă, e miercuri, mâncați Bă, eu așa plec, eu nu plec în weekend, ca toți pf, săracii. Înțeleg? Și, omule, e. Hai să spun altceva. Am un prieten foarte bun, Remus, care face de astea acoperișuri. Înțelegi, cu el am această discuție cel mai des. Și azi dimineața chiar era la mine în curte, făcea ceva. Am pus în curte un container ca să pot să bag, Nu aveam un să bag nimic din curte. Toate stăteau, le ploua, nu aveam loc nici să le bag în casă, nici să... Și el să pună acoperișul la șmecheria asta și era cu... Patru oameni. El, pe alea, făcând tot, el fiind patronul, da? și având de-a lungul timpului echipe întregi, tot, am, au plecat oamenii. Bă, dacă spun cu cât plătește, dacă te duci mâine să te angajezi, înnebunești. Bă, deci te învață să faci asta, îți ia câteva zile, după aia urcă cu tine pe casă, te leagă, te face, are tot, tot ce-i trebuie. Tehnologie, condiții de lucru, tot tot, 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 Bă, orele, sărbătorile, deci absolut tot. Salariile în acest moment sunt extraordinar de mari. Știi că salariul minim, deci altcineva care mi-a locat în Curtea a venit și a zis, bă, m-am dus să înlocuiesc o piesă la escavatorul meu, era un excavator de ăsta vechi și a zis, bă, la mine nu mai merge cu piese, eu le fac la strung. Asta e piesa, o luăm, am luat modelul, am luat planul, mă duc la un strungar să mi-o fac. Tai că mi-a fost strungar, Dumnezeu să-l iert. Astăzi s-a dus și ce la atelierul ăsta, n-avea niciunul sub 45 de ani, niciun strungar. Ăla care îmi face mie piesele are 62 de ani, pentru că știe și nimeni nu venea din urmă. Zice, știi cât are cel mai puțin salariu? 7800 de lei. Cel mai mic salariu. Salariu de încadrare. Am auzit un anunț venind încoace la un atelier de strungărie, la ploiești. Fără experiență, e 4700 de lei. Înțelegi? Adică. Eu adică. Am adică asta, la ploiești? Da, dar da, peste tot e același lucru. Vorbesc cu antreprenorii în fiecare zi. Salariile sunt foarte mari. Problema e. 300 duci. duci da. La treabă. Adică eu n-aș avea absolut niciun fel de problemă. Azi, să mă fac instalator. Eu tocmai asta zic cu inflația. Că inflația de pe TikTok, de pe YouTube, dă pe... asta zice, bagă combinația. Nu Cum o scoatem? Cu asta. Cum asta o faci? Știi? asta deci, zic. dacă zic. vreți, dacă vreți să... Uite, eu mi-am limitat... ce zice, du-te și te fă Tu îl că ai 45 de ani, că știi cum, cum e funcționat de viața. De asta zic că mi se pare că nu există... De, deci fii de, Eu mi-aș face acum, acu, dacă aș fi, inclusiv antreprenor, bă, trei strunguri, școală, undeva, clasă, pus, cu copii, luați, mergi după ei, mergi după ei, să iei copii te duci și în familiile astea de care și noi avem grijă și ei copilul, cât are mă, 13 ani, dă-l încoace, mergem, îl ducem, îi asigurăm cazare, masă, tot, 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 vine în weekend acasă și învață o meserie. Ce meserie? Uite asta, vedem ce-i place lui. Poate să fie strungar, poate să fie sculer matrițer, poate să fie de ăsta de pune acoperișuri, poate să fie cu dulgher, poate să fie orice vrea el. Bă, dar învață o meserie. Cu meseria în acest moment, nu mai ai cum să nu câștigi bani. Uite, un tip care a muncit șapte ani în Germania, că e și asta o soluție. Bă, te duci, lucrezi. Și a venit și și-a luat două utilaje de astea vechi. Tată, nu duce acasă sub 15.000 de euro. Pleacă cu utilajul, utilajul pe mașină, să vezi cum îl dă, zici că e în Transformers, cum îl dă jos de pe mașină, deci să bagă în aia, pune cupa, să ridică în să dă jos Transformers, mânca Și ia lucrare după lucrare în fiecare zi, el nu duce acasă sub 15.000 de lei pe lună, muncește cât vrea el de lei de 5.000 de, de lei, lei da. duci acasă da deci 3.000 de euro da, 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 pe lună da, da, da. lucrând ok 6-7 ore -a, program, de gram, pauză înțelegi cu toată treaba deci nu e că nu ai cum să faci chiar așa chiar la 18 ani eu sunt 100% de acord și cine 500... e în zona uh, ploiești Prahova și vrea să învețe să pună acoperiș pe salariu bun să-mi dea un telefon <laughs> îl duc la prietenul meu Remus sunt 100% de acord și mulți oameni din uh, și din comunitatea mea și din afara mă că uneori pot să pară dumă, cum îi zicem noi, Așa. supărat cumva pe sistemul ăsta, știi că nu oferă el de la sine sistemul și că mă concentrez mult prea tare pe problemele sistemice. Și de multe ori n-am discursul ăsta pe care l-ai tu, care e foarte optimist și îmi place și mie ești la, la asta de poți, că există posibilități, că există la ala. Dar da, nu știu, că întotdeauna că mă întorc la ideea asta de problemă sistemică și de, știi, cine zice, cine să te ia pe mine, cine să mă gândesc și la mine. Eu dacă venea să mă ia pe mine să-mi zică, du-te cu ei, te pune mâna, Aia e că nici mă care nu există. am înțeles Știți asta. și mi da. fă, apropo de apropo și de asta, de cât investesc tot la voi. De cât investesc, știi, companiile care vin aici și iau profiturile babane acasă, cât investesc în angajați. Și pe te uiți în altă de Germania sau whatever Și ia te iau, fac liceu. E liceu, nu mai da. știu, liceu de asta de mașini, liceu BMW, whatever. Mm -hmm. Liceu Daimler, whatever. Unde vii acolo, te înscrii la liceu, ai terminat liceu, te duci te angajat. E privat, e nu știu ce, dar măcar știi. Dar aici ai șansa asta senzațională că nici măcar nu trebuie să mergi la școală neapărat. Adică, cum ziceai tu, ai terminat liceul, noi avem nevoie de oameni pe care îi învățăm, noi ce au de făcut, înțelegi? Și nu ne interesează dacă au făcut sau nu școală. Știi? Și te duci și înveți acolo și faci meseria asta. Adică, nici să picăm în partea aia să zicem, domne acum, mai mult decât atât. Sfatul cel mai bun din partea mea la ora asta, pentru a face ceva cu viața ta, fiecare, da, de unui copil de 18 ani, e să eu am de stat limitat la 15 minute. Deci eu nu mai intru pe nimic. Eu nu am răspuns la niciun la mulți ani. pe Facebook, eu nu mai intru pe Facebook. Să duc și automat ce pun pe Insta, să duc automat și acolo în ăla. Când să mă întâmplă odată dată să dai, știi că e obiceiul ăla tâmpit, Și când ai mai, mai apeși o dată pe el și mai vezi prima chestie care se întâmplă sau ceva și mi-am redus la 15 minute prezența pe online. 15 minute pe SD. Mă știi câte lucruri în cap acum în, în, viața mea? În fiecare zi? Frate, fac mult, mai multă mișcare, mai mult sport, citesc mult mai mult, deși eu am o limită clară de minimum 50 de pagini pe zi, indiferent ce fac, trebuie să le citesc, că altfel n-am cum o carte pe săptămână. Și în afară de lucrurile astea pe care le citesc de, nu știu, dezvoltare personală sau alte lucruri în zona asta care mă ajută în ceea ce fac eu, mai citesc și eu un roman, o șmecherie, mai, mai, și scriu, mai și... Deci fac astfel de lucruri de când am lăsat asta, mai ales prin meseria mea, eu aveam câteodată și bob, 9 ore de stat, băi, atât de mult timp pierdut fără absolut nicio. Deci să îngrijești un rahat de avatar pentru niște oameni care nici măcar nu te cunosc mâncați aș gura ta și te judecă pur și simplu. Bă, nu trebuie să vă intereseze de nimic. Așa e. Bă, nimic. Și că a zis ăla despre tine cu juc. Și știi asta că și eu înainte luam foc până acum vreo 10 ani, chiar 5 ani. O, zis să mor. Ce ai, mă, nebunule? Ce dacă a zis? Adică cu ce te afectează? Îți ia ceva din ce ești tu, din ce faci tu, din ce știi tu să faci? Așa. Nu. Sub nicio formă. Așa, și stăm. Dacă nu mai ești acolo, pur și simplu, vezi câte lucruri ți se deschid. Pentru că rahatul ăsta ne face produse. Aici e problema. Unde îți pui tu atenția? Că de fapt asta, deci când zici la 18 ani că nu știi ce să faci, de fapt atenția ta nu e unde trebuie. True, de acord. Atenția ta este... Atenția, ta înseamnă bani pentru aceste rețele. De acord. A, 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 asta așa e ideea este. Că ei din asta fac bani, nu din atenția noastră. Când tu ești aici și faci așa, și ei dopamină după dopamină, instant gratification după instant gratification, dând în asta și vr vrând să vrând stai mai mult, mai mult, mai mult și. Mai, și eu dacă deschid acum un ăsta și încep să dau de la un filmuleț de la următorul următor, stau trei ore. Bă, stai trei ore. Te simți și ok și aia te uiți la ce și. Zi, să moră bibru. 3 ore? Ce dracu am făcut 3 ore? Înțelegi că mai ai dalea când te așezi pe wc dimineața aveam și de-astea și îți dădeai seama cât ai stat că nu mai puteai să te ridici, că ți-au amorțit picioarele. Prieteni, atenție mare, faceți hemoroizi, dragi prieteni, grijă mare. <laughs> Nici măcar nu am citit fix asta, stai, stai pe wc ca prostul da, da, și cauza da. că stai în zi încordat, faci hemoroizi la 20 de ani. Deci sunt... Adică asta e ideea. Bă, mă duc mâine. Asta e prima chestie de rezolvat. Da, ai măcar să ducem Deci la 18 ani, bă, nu știu ce să fac. Bă, asta e prima o chestie pe care trebuie să o rezolvi. Ieși de pe rețele da? dacă vrei să faci ceva și du-te și fă ceva. Bă, du-te și fă ceva. Deci, vinde banane în piață. Du-te, bă, sunt atât de multe lucruri pe care le poți face. Atât la nivel de, uite, toți avem rude până la țară, știi? Du-te, fă ceva, bagă, noi am, noi am trecut în toate ideile astea în uh, anii sălbatici ai capitalismului. Crește, prepelițe, fă nu știu ce, du-te cu aia, ia așa. Șerpi în cadă, căcat, toate nebunile astea, știi? Dar a, aia a fost o perioadă, ok, nu, acum poți să te duci undeva să zici bună ziua, bună ziua, eu sunt cu Cutărescu și vreau să. Încep să lucrez de mâine aici. Bă, simplu. Și ăla zice, de ce vrei să lucrezi aici? Ca asta fac și eu, sunt oameni care vin la noi. Și ăla zice, doamne, vreau, îmi place, am văzut ce faceți, ce nu știu, ce... Bă, ce știi să faci? Nimic. Ok, pentru nimic. cât bani vrei? Te învăț eu de mâine, dar pentru nimic. Câți bani vrei? Și sunt unii care zic, 4.700 de lei. Bă, n-am. Deci pentru nimic n-am 4.700. Dar fii atent aici. Îți dau jumate pentru două luni și te duc să speli vase. După care, după două luni discutăm, dacă apari în fiecare zi la muncă, pentru că despre asta e vorba, despre cât de serios ești, adică bă, oriunde mă prezint eu acum, sunt un om de încredere, ai avut încredere azi că eu vin la 19.30, dacă am zis că începem la 19.30, am venit, da? Bun. Ideea e peste tot și eu asta am încercat de mic, bă, trebuie să fiu un om de încredere. Adică, atunci când am plecat cu 300 de evenimentul zilei la 15 ani la braț, la ora 10 am venit cu banii. Și omul ăla de la chioșcă a zis, ia uite bă, ei la 3 nu au venit cu banii. Ok, ia de aici, aia nu știu ce. După o săptămână mi-a dat buletinul, că era la el buletinul meu, înțelegi? Că așa era atunci, ați luat da, buletinul, da, da, luat, da, 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 da. După o săptămână mi-a dat buletinul, după două săptămâni veneam cu banii, dădeam banii, îmi dădea din ei ce aveam eu de luat și mai dădea ceva de la el. Și zicea, hai să-ți dau și o cafea. Îmi făcea o cafea, am intrat în în șase luni stăteam noaptea în chioșc. De ce? Că eram un om de încredere. Nu aveam nicio altă abilitate. Absolut nicio abilitate. Aveam 60 de chile cu tot cărămida de închilos. Nu eram vreun înțelegi. Bă, ce abilitate mi-am dezvoltat eu în șase luni? Să mă prezint ca un om în care ăla cu care lucrez poate să aibă încredere. Este extraordinar de important. După care încep să construiești, că de undeva trebuie să construiești ceva, da? Bă, am realizat asta, sunt un om de încredere. Ăștia au încredere în mine. Mă pot lăsa la un birou fără să se îngrijoreze că nu știu ce cu fac, da? Sau ok, mai departe, ce mai fac? Doi, da, dați-mi de făcut. Învața aia, învață aia altă, fă aia, fă aia, Ok. Și de aici se poate pleca. Super ok. Îți trebuie curaj, îți trebuie să te duci și să bazi la ușă. Dom'le, unde aș vrea? Eu la 18 ani am făcut asta, frate. Eu la 18 ani mi-am luat un sacou de postav pe mine roșu, pe care cred Că l-am și acum Greu așa Pe care l-am obținut Când am fost cu teatru Și l-am obținut Sponsorizare De la fundația Soros. Deci fii atent, În clasa a 10 A când am fost în Franța, ne-au luat pe toți și au zis trei trebuie să mergem până la București să jucăm teatru în fața unei comisii de la Fundația Soros ca să ne dea bani pentru costume. Și eu am zis ok. Wow. Și am stat acolo, eu a trebuit să vorbesc cu ea. Și am stat acolo și ei au zis puteți să nu știu ce și mai eram cu încă un băiat. Băi, ce priane? hai mă să jucăm aia, ce avem noi. Bam, bam, am jucat acolo. Era o piesă absolut cretină, dar foarte mișto care a făcut așa, avea 10 minute. Era foarte vesel așa și ok și plin de el și zicea, Medam de mesieu, voici un om știi, iată un om nervos. Și eu apăream zâmbind, nu știu ce, la, la la și se inversează toată treaba. Și eu îl prezint până la urmă pe el că asta face crize de nervi, că nu sunt eu nervos, știi, și până la urmă îl prezint eu, doamnelor și domnilor, iată un om. Și Facem treaba asta și ea ne aprobă. O sumă de rahat. Gândește că decorurile, no costumele noastre au fost. A venit doamna Olga Dumitrescu, actriță la, la ploiește acolo, o femeie extraordinară, și care mi-a luat, mi luat odată așa căpățâna între mâini și a zis, bă, bă, nu te mai prosti, pentru că poți să faci orice vrei tu, dar nu te mai prosti atât. Înțelege asta? Adică, apropo de lecții de viață pe care avem norocul să le primim de la niște oameni extraordinari de care ne atingem de-colo-colo, -colo. știi? Și pe unii nici măcar nu-i băgăm în seamă sau femeia să gândească așa, ba avem bani, nu avem bani. Ok, atunci facem așa. Și băieții și fetele, egăr negri, helănci negre și puntăm cu niște chestii. Adică o bască și un fular, un sacou, un e. Eu mi-am luat acest sacou roșu cu care am plecat de acolo pentru că am zis eu am jucat pentru acest sacou, e al meu, ca să ne înțelegem. Plecat, nu e al vostru. Ai plecat cu de la teatru de revistă pe Mamă, tine. da, da. Ei, eu am pus acolo la pe mine, de la liceu, din sponsorizare, și m-am dus la 18 ani la Florin Călinescu la chestiunea zilei și am zis exact asta. La 18 ani, fără să știu nimic. Domne, vreau și eu să lucrez la chestiunea zilei. Asta am zis. După nopți întregi de repetat, de emoții, de pișat pe mine că nu puteam. Adică atunci când a ieșit omul, nici nu puteam să articulez, înțelegi? Abia mi-au ieșit două fraze și s au uitat așa la mine și a zis, bă, nu avem unde. Dar ce știi să faci? Păi zic, uite, cu limba franceză, cu nu și a, vorbesc cu ăștia la noi, la media pro, Traduz filme. Quer eu, eu não vou traduzir filme. Tu peu? Entende? Și a zis, pe păi, atunci am plecat acasă plângând. Da? M-am la Pro FM. La Pro FM mi-a zis, o fată, da, vreau și eu să dau știrile. Acum, uitându-mă, zic, bă, ce demen. Înțelegi cum? Te...? Fără niciun fel de experiență, dar nimic. Am terminat liceul și am venit să mă angajez. Și a zis, bine, vin în coace. A ieșit cine era la știri, mi-a dat știrile, citește le 5 minute și după aia îți dau drumul. Mi-a dat drumul execrabil și ea mi-a zis, nu ești pregătit. Și te sfătuiești ceva. Du-te la ploiești și angajează-te mâine la un radio. Învață. Dă, Vin-o la anul. Înțelegi? Singurele vorbe bune pe care le-am primit aici. Că am plecat spre ploiești plângând pe jos. M-am trezit la un moment dat, nu știam unde dracu sunt. Iată, știi? Dar du-te, du-te, întreabă. Zi, bună ziua, eu sunt aici. Vin și mâine și poimine și răspoi mine, Că l-o stai domne, nu știu, duc și eu o tavă în cadru până vă convingeți că sunt ok. Am jucat teatru la liceu, zic ăștia că sunt bun, mi-au dat premii, mi-au dat nu știu ce. Știi? Adică folosește ceva ce ai și dacă n-ai nimic, fii om serios. Foarte inspiring. Este cineva foarte bine. Da.

am o experiență foarte asemănătoare și nu vreau să zic așa și Dar nu știu, de asta e, e că un căcat în mine care nu mă lasă să zic unui om știi născut în căcatul ăsta de sistem mm -hmm. cu educația care știm cum e să-i zic du-te, bate, fă, e, deschide, dă mail -uri. și eu la fel am dat, nu știu, 100 de mail la toate agențiile de publicitate. Așa? Mă lasă toate căcaturile de interviu. Dar nu, nu mă las, nu mă las sufletul să-i zic unui om, știi, du-te, milogește-te pe la aia și la ăla. Deși știu că that's the way cumva. Să reușești în capitalism. Să reușești. Să supraviețuiești, nu să reușești. Uite, cei mai mulți oameni care stau acolo la starea nației sunt oameni pe care... În... Ultimii ani i-am cules pur și simplu, fie la recomandările făcute de niște prieteni în care am încredere, profesori și așa mai departe, fie oameni care au vrut pur și simplu să, să vină să facă asta. Știi? Asta e deci... experiența și -a mea acum, și eu, absolut toți oamenii cu care lucrez editor, poate mm -hmm. 4-5 mm -hmm. oameni deja, tot așa, oameni de ei în cunoscut de pe aici, dar au apărut prima oară aici, majoritatea. Și ai, acum e ușor, acum e ușor, eu fiind aici zicând am nevoie de da. X, înghesuie da. 20 de oameni la. Absolut orice. Uh -huh. Da, asta, da. Deși, da, nu ti că e cu mine însă, că și-am făcut același lucru <laughs> când, mie, când aveam eu 18 ani, dar da, nu știu. Asta e că e atât de, mi se pare că e atât de nedrept, de lumea, mm -hmm. știi, în care te ajungi ca un om de 18 ani. Că e, știi, mi-e greu să zic, ok, du-te și mai îndură încă pe atât de nedreptate. lustruiește bocanci unui patron infect, cum știi că există în mm -hmm. peste tot, știi, da, da, uh, ca să-ți prevetuiești. Avantajul e că acum ai atât mm -hmm. de multe alegeri iar patronii au început să se poarte atât de bine cu angajații buni, fii atent, da, sunt nimeni acord, nu și da. mai permite, da? Deci, prietenul meu, Remus, avea azi la muncă un cetățean englez. La muncă, la mine în curte. L-am văzut pe la zic, ce-i cu ăsta? Omul englez, bang dă! Și ăilalții de la el din echipă, fii atent, ce înseamnă? bă, ce înseamnă când pui oameni la un loc? Ăștia, na, muncitori, care pun țiglă, care... Și zicea unul ăla, dă-te mai încolo, în, în română. <laughs> <laughs> Știi? Și ăla era și, ceilalți când ăsta zicea așa Râdeau de el, știa, a, -a arăs acolo în la care ăsta zice Băi nu, eu înțeleg foarte bine Cu vorbitul am o problemă, dar am început să înțeleg E omul s-a prezentat la muncă, frate Că ăsta a pus prin sate pe acolo anunțuri Băi nu știu ce la la și a venit cu fisul Giner, tu cine era care e, vorbea Română, omul venise din Marea Britanie după o româncă Și s-a stabilit aici, a rămas aici și omul a zis bă, căcat, s-o fi uitat la factura de la curent Și a zis să moară, Bibi. Înțeleg? Să moară Pagă. Regina, să moară prințul Charles, trebuie să mă duc da, la muncă. Okay. Și eu m venit la muncă, s-a prezentat la muncă, știi? Adică, în plus, e o chestie, bă, găsești acum echipe mișto în care să te bagi, oameni mișto, ideea e să încerci, bă, du-te acolo, mâine, colo, deja dacă ai în, în 30 de zile o experiență de șapte locuri în care ai fost, deja îți faci o imagine, știi, de, despre ce se întâmplă. Dacă nu, bagă-te în continuare la școală, bagă știi, adică, bă, alege, mai ales dacă ești în situația aia, bă, am unde să mănânc, am unde să dorm, sunt în regulă, sunt ok. Bun, ce abilitate vrei să dezvolți, știi? E așa, e și când mai auzi la studenți. De fapt, ne-a început și în România asta de gap year. Să pare de, știi, să te termin cu stresul ăla de și să nu intri tot în același stres infect mm -hmm. de facultate mm -hmm. deci la la, să stai, să obelești, să citești căcaturi, să te uiți la căcaturi. Na, să... na. Și când Sigur ți că... mintea. Exact, Acum... în, în, adică când curiozitatea aia de om de 19, poți să acumulezi atât poți să-ți faci atâta, să -ți schimbi atât de mult, știi, area de, expert, de pă, părere, area de pă, curiozitate. De... și mi se pare așa o, o chestie care sună atât de, nu știu, departe. Da, dar ajută, adică uite, ar putea să fie o politică publică, adică ai terminat liceul, bă se stă un an și statul, și statul îți oferă o subvenție, cum face statul acum, dar ca firmă nu poți să te bagi, uite eu de exemplu aș vrea să angajez 200 de studenți, pentru că îți dă statul parte din bani acolo și nu știu ce așa. Mă dai atât de complicat procesul Biocanția, și da. ce mi-a zis mie cineva de la Ministerul Muncii. Vin să-ți ia banii înapoi. Deci statul vine la un moment dat și zice, nu e bine ce căcat ați făcut voi aici, aveți să ne dați nu știu câți bani. De, de zici, bă, mai bine mă lipsesc. Dar ar putea să fie o, o politică publică mișto, susținută. Bă, uite, între 18 și 19 oamenii trebuie să decidă ce fac și pot primi un venit care poate să fie ca ajutorul de șomaj, dar dacă ai între 18 și 19 să fie, nu știu, dublu sau triplu, astfel încât să poți să și citești, să poți să te și duci cu trenul de acolo colo să-ți păstrezi, nu știu, gratuitatea pe tren, ca și cum tu ai fi. Și atunci, la 19 ani, facem următoarea șmecherie. Dacă te duci la facultate în continuare, de pildă, continui studiile, poți să o faci în învățământul de stat, în niște condiții, nu știu ce, nu continui studiile și te-ai angajat cum să faci și Afară, ai văzut, bă, plătești la studii, dai niște bani înapoi sau faci ceva. Sau la fel, bă, ai plecat aici. Mie nu mi se pare normal să faci aici medicina. La fel, nu e. Da, 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 știi? da, da. Și tu pleci fără absolut nimic, frate. E, sunt alături de oameni care zic, da, frate, m-am chinuit acolo cu tâmpiții ăștia care te cretin pe la facultățile astea de medicină. Te nebunești, te crucești. Și la zice, da, și după aia plec să mă realizez. E adevărat. Dar banii în tine a băgat statul. Noi toți am băgat niște True, bani da. În tine, chiar dacă, na, sunt condiții de mizerie, sunt nasoale, sunt nu știu ce, trebuie să avem niște reguli. Că societate suntem împreună, tată. Societate mm. nu suntem pe salvări personale. Dar în același doar cât mă gândesc, ea uh, m-a șocat când am aflat că cei mai mari contribuitor la din afara României, la bugetul României, sunt românii din afara. Nu venit să cred. e să E Efect, bă, și că mă așteptam, nu știu, asta, să faci echipamente, mașini, uh, uh, taxe. n ca să adică cum se pare că adică și la pleacă, de români la care la care trimit. banii familiei lor. familiilor, sumele sunt enorme. Dai da. 4 milioane dacă trimiți 100 de euro pe lună, deci da, absolut pe 1000 șocant. de euro pe an, dă seama ce sume păi sunt. Da, nu mai știu, câteva miliarde nu da, 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 de da. euro. Adică sunt niște sume foarte importante. Păi să te lăsăm să pleci și te mai chemăm să mai vorbim? <laughs> Te-am întrebat dacă s-a făcut 10. S-a făcut 10, <laughs> a? da. A început starea nației, da. prima TV. Hai să-i trimitem pe prima și ne mai vedem. Da. Cred că, că am vorbit gen, i-am și zis lui când vorbe, sigur nu o să apucăm să vorbim nimic, cred că, că am vorbit gen 5% în ce voiam să te întreb. <laughs> da, da, <laughs> da, da. O, să mai vin, dacă mai vorbim. E plăcere chiar aș vrea. Da? Okay. Ce a că n-ați avut timp să le întrebăm pe om chestii, dar... A, e, altă dată. Da. Se mai vedem în doi ani. <laughs> <laughs> nu e adevărat. Da. Păi, la multe dintre lucruri uh, uh, puteți să primiți răspuns și dacă treceți până la noi, la podcast de pildă pe, pe canal, pe... Semnul exclamării pătrarul în chat, aveți linkul de YouTube, ce ți vă dat subscribe urgentisim și luați, uitați-vă pe acolo, că sunt sigur că mulți dintre voi nu... Adică, de starea nații v-ați mai lovit. Dar mai uitați-vă și la ce mai e pe acolo. Mai mm -hmm. ales ce ziceam asta, starea muncii, starea planetei și așa mai departe. Super producție, mi se pare amazing ce ați reușit să-mi Adică mă gândeam așa, știi, să... Ca acum azi, în timp ce mai îmi făceam mm -hmm. așa un research, mă să asta e Dita e echipa, cu Dita e studio, că okay, e studio. Da. Cu camere, cu... Fantastic. Da. Și toate tale noastre. Am terminat da, independent. luna trecută de plătit scule, suntem sunt ale noastre toate, suntem ok am Felicitări, închis. sincer felicitări da, da, Și de acum ne, de facem, aia, ne, ne facem un coffee track acum Da? Da, da, da. Ne Pentru facem Un coffee track de? pe care să-l ducem peste tot, la festivaluri la, și o, să ah, o să facem chestia asta, Ce că tage. eu am acel turneu uh, știi? Da, și da, o să da. mergem să facem pe stradă, frate, că predepindem de săli, de tot felul, de ne dau ăștia politic, nu ne dau acces într-o sală să ne să Mergem în orașul cu executare, luăm o autorizație de aia -o zi undeva, păi undeva. nu, e o autorizație aia zile undeva, plătești 50 de metri pătrați și stai acolo și aia e. Știi? Și stăm de vorbă cu oamenii, adică e, e super ok. Și o să, chiar o să mergem prin țară. Mai ales că avem cu ce, luna viitoare o să apară o culegere de cărți cu textele din podcast știi? Oh, foarte wow. interesant să ai într-un singur loc ce am discutat într-un an da. adică în, vreo, în peste 40 de episoade. Și e transcriptul direct sau un fel de rezumat? Nu, 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 e totul rescris. Aha, ok. Da, a fost o muncă titanică, mm. iar fără Anca nu s-ar fi putut și e rescris pentru carte la început eu am la fiecare episod o experiență personală care se leagă cumva, o povestioară care se leagă cumva cu cartea respectivă și e o chestie foarte ok să le ai la un loc, pe toate, nice. mai ales pentru cei care exact exersează organul ăsta al cititului. Vrei să le mai zici ceva? Vrei să mai. Uh... Nu, băi, le mulțumesc foarte mult. Am foarte mare încredere în oamenii care vin din urmă și în lumea pe care și-o vor face ei. A, știi că era vorba aia, noi clădim o lume nouă, nu vă. Și uh, cred că trebuie să aibă mult mai mult curaj ca să facă lucrurile astea. Și dacă au nevoie de suport, de inspirație, de o vorbă, ok, de. Uh, eu sunt unde sunt, sunt de găsit. Sunt uh, ok, vin, vorbesc. Uh... Faceți un drum până la Ploiești. Da, la ploiește aici, la Otopeni, puteți să vă uite, plănuim să deschidem studioul miercurea. A, pentru gen să vină oameni? Da, Ce pentru tare. abonații noștri plătitori. Ce tare. Deschidem studioul să vadă miercurea cum se face emisiunea cu totul. Ce tare. Să stai acolo. Nu, da. să vină acum mă primiți. Da, doresc. Da, da, fără probleme. Și facem niște serii de astea de 10, 12 inchi, ca, da, 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 da. ca să poți vorbești cu toți, ca să știi că nu poți să faci cum 100 de inși, că sunt tot tehnice da. de făcut acolo multe. Și să facem efectiv treaba asta, să stea, să asiste să vadă, să vadă de ce am ales temele alea, cum le-am abordat, cum s-au făcut, cum s-au scris. Cum stabilim dimineața eu cu Mihai Radu, cu Gabi Drogeanu, ce scriem cine, ce face, cum le dăm, cum le punem. E, e o chestie, e o experiență frumoasă. Gata, Pupici. Gata. Da. toate cele bune Mersi, mulțumim încă o dată dragoș pa pa pupiți ciao ciao numai bine pa